Valentina s-a născut cu lingura de argint în gură. Părinții ei sunt oameni înstăriți, iar ea, cât se știa, nu a cunoscut vreodată lipsa de ceva. Tot ce era mai bun, Victor Petrovici și Irina Nicolaevna i-au oferit unicei fiice, în care își puneau toate speranțele. În copilărie erau jucării și haine frumoase, în adolescență, excursii în Europa și la stațiuni exotice, iar când Valentina a împlinit 18 ani, Tatăl i-a dăruit un Audi roșu. A fost neașteptat. Trezindu-se dimineața și amintindu-și că astăzi este ziua ei de naștere, Valentina și-a întors capul, așteptând să vadă cadoul. Părinții îi puneau cadourile pe pernă, lângă fiica adormită, astfel încât, când deschidea ochii, să vadă surpriza. Anul trecut a fost ultimul iPhone. Iar acum doi ani, o brățară de aur cu diamante. Cadoul pentru cei 18 ani a încântat-o pe Valentina. Pe pernă se afla o cutie mică. Așezată în pat, fata a deschis-o, așteptând să vadă o altă bijuterie. Dar înăuntru era o cheie cu un breloc, pe care se afla o panglică roșie. Valentina a rotit brelocul în mână și, fără să înte, a apăsat pe buton. Un sunet de chemare a răsunat afară. Valentina a alergat la fereastră pentru a privi în curte și a început să sară de bucurie, ca un copil mic. Purtând un halat peste pijamaua subțire, s-a grăbit să coboare. Îți place? A întrebat tatăl, urmărind cum fica lui înconjoară mașina, mângâind cu entuziasm caroseria roșie. Noi, cu tata, am considerat că e timpul să te deplasezi singură prin oraș, și nu să folosești serviciile unui taxi sau ale șoferului tatălui tău, a spus Irina Nicolaevna, ieșind din casă. Mă mico! Teticule! Este cel mai frumos cadou pe care l-am visat vreodată. Fata s-a aruncat să-și îmbrățișeze și să-și sărute părinții. Mulțumesc! Sunt atât de fericită! Părinții zâmbeau îngăduitor. Victor Petrovici și Irina Nicolaevna adorau să-și facă fica fericită. Privind-o cum se așează în mașină, mângâie volanul cu husa din piele scumpă și scaunul din piele naturală, au înțeles, fetița, deși devenise adultă, era încă un copil în sufletul ei. Fericirea Valentinei era pentru ei cel mai important lucru. Fratele lui Victor Petrovici și Irina Nicolaevna s-au căsătorit, cum s-ar spune, din calcul. Părinții lor, oameni bogați și influenți, le-au hotărât soarta încă din adolescență. S-au așezat odată la o masă mare, au discutat și au ajuns la concluzia că Victor, care primise o educație economică în străinătate, și Irina, pasionată de muzică, artă și pictură, formează un cuplu excelent. Tinerii se cunoșteau din copilărie, erau prieteni, se simpatizau, iar când au aflat că părinții lor au decis să-i căsătorească, nu au opus prea multă rezistență. Le era interesant împreună. Victor trebuia să devină succesorul tatălui său, să-i ocupe locul într-o mare companie, iar Irina era complet absorbită de artă. În luna de miere, părinții i-au trimis pe insule, unde Victor și soția sa tânără au fost pe deplin convinși că le era bine împreună. Când, după șase luni, Irina i-a spus soțului că este însărcinată, el a fost fericit. Bărbatul credea că va crește un moștenitor demn de tot ce i-a transmis tatăl său, dar curând a devenit clar că în familia lor va apărea nu un fiu, ci o fică. Bucuria viitorului tată nu a fost mai mică. El credea că ira va naște și un băiat, iar fica va deveni prințesa lui, lumina sufletului său. Pentru Victor, micuța Valentina era creația feminină ideală. Cea mai frumoasă, cea mai iubită, cea mai cea. Și încă un om de afaceri de succes credea că fica sa era un indicator al succesului său. De aceea, nu a regretat banii pentru educația ei. De mică, Valentina a studiat muzica, dansul, desenul și a învățat limbi străine, engleză, franceză, italiană, cu ajutorul meditatorilor. Mama o susținea în toate, iar tatăl îi oferea sentimentul de siguranță, de încredere în ziua de mâine. Cu toate acestea, Valentina nu se gândea prea mult la viitor. Știa că părinții vor fi mereu alături și tot ce își dorește va fi îndeplinit la prima cerere. Fata a intrat fără probleme la Facultatea de Arte și Design. Ordinul de admitere a venit chiar în ajunul zilei ei de naștere. Cu această ocazie, tatăl Valentinei a propus să sărbătorească ambele evenimente la un restaurant. Valentina era încântată de cadoul părinților, iar ei dădeau din cap, observând cum ea se distra. Acum vei putea merge la institut cu ea. Și unde mai mergi tu cu mama? La saloane? La cumpărături? A spus Victor Petrovici fiicei sale. Tată, dar când voi putea să o conduc? A strigat ea din mașină, coborând geamul. Trebuie, probabil, să mă duc să învăț pentru permisul de conducere. Nu trebuie ca a zâmbit Victor Petrovici. Permisul este întor pe două, asigurarea de asemenea. Folosește-te de ea. Dar nu știu să conduc mașina, s-a pierdut Valentina. Ce să înveți? E cutie automată. De câteva ori te plimbi prin satul nostru și imediat înțelegi că asta e o mașină de mână. Victor a bătut cu palma pe capotă. Ei bine, dacă-ți e frică, poți lua cu tine șoferul nostru. El te va învăța. Așadar, fetele, eu trebuie să plec. Ne vedem seara la restaurant. Am rezervat deja o masă. Victor Petrovici și-a sărutat soția și fica și s-a îndreptat către mașina sa, a cărei ușă deja fusese deschisă cu amabilitate de șofer tot acest timp, Sergei a urmărit cum gazdele o felicitau pe fiica lor de ziua ei. El lucra deja de două luni în casă și Valentina îi plăcea foarte mult. Dar ea abia îi observa prezența, cu excepția momentelor în care trebuia să meargă undeva. În această casă, serviciul era tratat bine, cu bunătate, dar întotdeauna păstrat la distanță. Când seara Valentina a ajuns la restaurant, părinții ei o așteptau deja la masă. Metreul i-a condus-o amabil, i-a tras scaunul, ajutându-o să se așeze. O seară plăcută, a spus politicos bărbatul și, înclinându-se ușor, s-a adresat tatălui Valentinei. Victor Pavlovici, cu ocazia zilei de naștere a fiicei dumneavoastră, bucătarul nostru șef, cu mare respect, va a pregătit desertul său special. Ne permiteți? Desigur că a dat din cap tatăl Valentinei. Sunt sigur că surpriza de la șef va fi o încheiere excelentă a cinei noastre festive. Valentina era într-o dispoziție excelentă. Ea reușise deja să viziteze institutul și să vadă galeria cu lucrările studenților. Fata le povestea cu entuziasm părinților cât de talentați sunt oamenii care învață acolo. Și tu ești talentată, a susținut-o Irina Nicolaevna. Curând și lucrările tale vor fi expuse în galeria institutului sunt sigură de asta. Așa-i, tată. Nu mă îndoiesc, a confirmat Victor Petrovici, mânuind cu îndemânare cuțitul și furculița. Ce să mai vorbim? Măzgălelile mele sunt nimic pe lângă ele. Acolo e atâta profunzime, o paletă de culori atât de bogată, iar lumina. cât m-am străduit, nu am reușit să redau lumina în toate manifestările ei, se minuna Valentina de lucrările studenților. Cât de mult îmi doresc să înceapă cât mai curând cursurile! Cât de mult îmi doresc să-i văd pe toți acești oameni! Fica mea, te-ai pregătit atât de mult, ai muncit atât de mult! A zâmbit mama Valentinei. Odihnește-te puțin! Mama are dreptate! A susținut Irina Nicolaevna, tatăl Valentinei. Poate vrei să pleci undeva? În Italia, de exemplu? O idee excelentă. A fost de acord mama. De mult timp vrei să vizitezi țara natală a lui Michelangelo, Leonardo da Vinci mare lui Titian. Îți vei testa și italiana. Nu, nu vreau să merg singură, a răspuns Valentina, sorbind vinul din pahar. Atunci, care-i problema? A întrebat Victor Petrovici. Ia cu tine vreo prietenă sau chiar două, eu voi plăti tot. Mă voi gândi, dar aș prefera să merg undeva mai izolat, de exemplu, în munți sau chiar în Taigea, lângă un râu, unde nu au ajuns roțile de mașină, a spus Valentina gânditoare. Orice dorință, micuțo, a râs tatăl. Cu cât Valentina creștea, cu atât mai mult Victor Pavlovici era surprins de caracterul ei. Pe Valentina nu o interesau petrecerile zgomotoase și cumpărăturile în străinătate. Se plictisea, deși Rina Nicolaevna o ducea în fiecare sezon în Europa la prezentările de modă pentru a-și reînnoi garderoba cu haine din ultimele colecții. Se îmbrăca stilat, fără a fi extravagantă, prefera hainele confortabile, în care se simțea liberă. Așa și astăzi. De ziua ei, a venit într-un costum drăguț de culoare turcoaz, dar în loc de pantofi cu toc a purtat adidaș. Iar pentru lucrul de sărbătoare a ales un machiaj discret și o coafură cu coada prinsă cu o clemă la ceafă. Și totuși, Valentina era foarte frumoasă. Permiteți-mi să vă invit la dans. La masa la care stăteau Valentina și părinții ei, s-a apropiat un tânăr îmbrăcat într-un costum deschis. Părea să aibă vreo 25 de ani, blond, cu ochi albaștri și un zâmbet fermecător. Privia la Valentina, întinzându-i mâna. Scuzați-mă, a încercat fata să refuze politicos. Du-te, dansează, dragă," a întrerupt-o Victor Petrovici, iar noi vom aștepta desertul promis de șef." Valentina s-a ridicat de la masă. Băiatul a îmbrățișat-o ușor de talie. Mișcându-se în ritmul muzicii lente. E simpatic, a spus Irina Vladimirovna, privind la perechea care dansa. Obișnuit, nimic special, i-a răspuns soțul. Dansând cu băiatul, Valentina a observat că se mișcă bine, iar palma lui era caldă. Pot să întreb cum te numești? a întrebat el. Valentina. Eu sunt Vlad. Băiatul o privea atent pe Valentina, ca și cum ar fi studiat-o, stăpânind arta de a citi după chip. Valentina se simțea confortabil, ascultând muzica. Ultima dată când dansase cu un băiat era la balul de absolvire al gimnaziului, iar partenerul ei fusese Grigorie, un coleg cu ochelari, stângaci, care își strângea amuzant ochii și se ridica intenționat pe vârfuri ca să pară mai înalt. Iar acum dansa cu un tânăr simpatic, care o conducea perfect, ca și cum și-ar fi petrecut toată viața dansând. Când muzica s-a oprit, Vlad a condus-o pe Valentina până la masă și, mulțumindu-i pentru dans, s-a retras. Valentina l-a urmărit cu privirea. Irina Nicolaevna voia să-i spună ceva fiicei sale, dar la masă a apărut chiar bucătarul șef al restaurantului, îmbrăcat într-un uniformă albă imaculată, cu un platou în mână. Victor Petrovici, sunt încântat că ați decis să sărbătoriți ziua de naștere a fiicei dumneavoastră împreună cu soția dumneavoastră în restaurantul nostru. S-a adresat bucătarul șef sâmbind către tatăl Valentinei. Este o mare onoare pentru noi. Cu această ocazie, am avut curajul să pregătesc un desert special. Este un semifredo delicat cu ciocolată neagră, fistic și semințe de vanilie vă recomand un ceai de fructe pentru a dezvălui toate accentele gustative ale acestui desert. Bucătarul șef a așezat farfuriile cu creația sa de patiserie pe masă și a făcut un gest către kelner. Acesta a venit imediat la masă, aducând cești și un ceainic cu ceai aromat. Victor Petrovici i-a mulțumit bucătarului. În acest restaurant, omul de afaceri de succes era bine cunoscut și de fiecare dată, Bucătarul șef pregătea personal ceva din felurile de mâncare comandate. Valentina și părinții săi abia apucaseră să termine desertul, când la masă a apărut Vlad. Băiatul avea în mână un buchet frumos de trandafiri. După dansul cu Valentina, el întrebase barmanul cine este acea fată. Tu ce, frate! E fata lui Gavrilov. Despre astfel de oameni ca tatăl ei se spune că sunt regii vieții. Ei sărbătoresc astăzi ziua de naștere a fiicei. Toată bucătăria a fost pe jar să mulțumească această familie. – Regii vieții, spui? – A spus Vlad, gânditor. – Înțeles. Și după zece minute, el sâmbia deja fermecător, stând la masa unde Gavrilovii sărbătoreau ziua de naștere a Valentinei. Scuzați-mă. Știu că este banal, a spus băiatul, uitându-se la Valentina. O fată atât de frumoasă probabil primește milioane de trandafiri în fiecare zi. Dar vă promit că la următoarea zi de naștere voi fi pregătit. Acesta este pentru dumneavoastră, Valentina. Tânărul i-a întins flori Valentinei. La următoarea zi de naștere? A întrebat fata, surprinsă credeți că veți avea această oportunitate? Desigur, sunt sigur de asta, a răspuns Vlad calm. Irina Nicolaevna și Victor Petrovici priveau cu interes la băiat și la fica lor, iar el, ca și cum și-ar fi amintit că nu s-a prezentat părinților Valentinei, a spus, scuzați-mă, nu m-am prezentat, Vlad. Tatăl fetei i-a propus lui Vlad să se așeze la masa lor, iar acesta a acceptat cu bucurie omul de afaceri, neobișnuit să ocolească subiectele, s-a interesat imediat unde lucrează Vlad, cu ce se ocupă, dacă vine des în acest restaurant scump. În timpul conversației, s-a dovedit că Vlad lucrează la o firmă de instalare a sistemelor de securitate, camere video și alarme pentru persoane juridice și, la cerere, pentru proprietarii de apartamente, case, vile. Prin comportamentul său, Băiatul dădea impresia unei persoane încrezătoare și sociabile. La sfârșitul serii, Victor Petrovici i-a spus lui Vlad: „Ei bine, tinere, a fost plăcut să vă cunosc și să petrecem timpul împreună, dar acum trebuie să plecăm.” Bărbatul s-a ridicat de la masă, întinzând mâna soției sale. „Fică, vi cu noi. Cred că astăzi voi rămâne în oraș.” A spus Valentina, ridicând din umeri. Fetei nu-i plăcea ideea de a merge la casa de la țară. Voi veni mâine. O voi însoți pe Valentina. S-a oferit Vlad cu amabilitate. Îți încredințez ce avem mai de preț, a spus Victor Petrovici, încruntându-se ușor. Sper că nu va trebui să-mi fac griji. Nu vă faceți griji, fica dumneavoastră este pe mâini sigure. A răspuns băiatul calm, fără să pară jenat. Tatăl Valentinei a strâns buzele. Acest nou cunoscut părea preinsistent. Dar fica sa era deja adultă și cum a decis să rămână în oraș, Victor Petrovici nu a vrut să-i strice seara. La intrarea în restaurant, la mașina părinților, Valentina era așteptată de Serghei. Tot acest timp, șoferul privise familia prin fereastra mare. Și a fost foarte surprins când a văzut un tânăr necunoscut în compania lor. Serghei nu văzuse niciodată băieții alături de Valentina. Uneori venea prietena ei, Iulia. Băiatul chiar le dusese de câteva ori la cumpărături. Dar Valentina nu fusese văzută niciodată cu tineri. Iar Valentina și Vlad i-au condus pe părinți, fata le-a făcut cu mâna, trimițând un sărut în aer, și neștiind ce să-i spună noului cunoscut, privia în la mașina care se îndepărta. Poate ne plimbăm? Seara este minunată. A propus Vlad. Au mers pe străzile centrale ale orașului și Valentina s-a surprins când induse tot mai des că întâlnirea cu Vlad nu era întâmplătoare. El vorbea mult, glumea, iar ea râdea cu poftă, iar când Valentina își lua rămas bun de la Vlad în fața blocului unde locuiau cu părinții, a simțit că vrea să-l mai întâlnească. Din copilărie, Vlad știa că avea o mamă, un tată și chiar un frate mai mic, dar întotdeauna se simțea singur. Băiatul trăia cu bunica, care nu manifesta prea multă afecțiune față de el, considerând că datoria ei era doar să-l hrănească, să-l îmbrace și să-i controleze mersul la școală. Niciodată în viața ei. Femeia nu l-a îmbrățișat, nu a vorbit cu el sufletește, dar nu a pierdut niciodată ocazia să-l miustre pentru că s-a născut și că acum este pe umerii ei. Nașterea lui Vlad nu era în planurile părinților. Aflând despre sarcină, tânăra pereche a decis în unanimitate că nu era încă timpul pentru copii, deoarece viața lor era încă plină de lucruri interesante. Tocmai terminaseră facultatea și nu voiau să se închidă în patru pereți cu un copil nou născut. Părinții lui Vlad, tineri geologi, erau atrași de romantism și de dorința de descoperiri, așa că mama băiatului, fără să stea pe gânduri, s-a dus la policlinică. Numai că medicul, după ce a examinat-o, a spus că după operație, cu o probabilitate de 90%, nu va mai putea avea copii. Perechea s-a confruntat cu o alegere dificilă. Tatăl viitorului copil primise deja o ofertă de a pleca în Sacalin. Unde se desfășurau noi exploatări ale unui zăcământ de gaz condensat în largul insulei. Acolo este un climat aspru, și nu există condiții pentru a trăi cu un copil. Îi spunea el soției tinere: Dacă se va naște, va trebui să rămâi aici, iar eu voi pleca singur. Tânăra femeie nu putea accepta asta. Își iubea soțul, îl venera. Inteligent, frumos un specialist promițător. Dar în același timp, înțelegea că mai devreme sau mai târziu, soțul va dori un copil și atunci o va învinui că nu este capabilă să nască. Decizia a venit repede. Soțul pleacă în sacalin, iar ea naște, lasă copilul mamei sale și apoi îl urmează. Doar câteva luni de despărțire și vor fi din nou împreună. Dar cât de greu au fost pentru femeia însărcinată aceste câteva luni. Se chinuia cu gânduri că în noul loc iubitul ei va găsi pe altcineva, iar când închidea ochii, își imagina cum fetele și femeile roiesc în jurul lui. Așa că, imediat după naștere, și-a cumpărat un bilet de avion și a plecat, lăsându-le pe Vlad în grija mamei sale. Bunica încă nu era bătrână, încă mai lucra și abia se pregătea să iasă la pensie. Gestul fiicei ei a șocat-o. Dar nu a avut inima să învelească bebelușul într-o pătură și să-l lase la ușa unui orfelinat. Sângele apă nu se face. După ce a obținut tutela asupra nepotului nou-născut, ea a renunțat la serviciu. Schimbarea bruscă a stilului de viață, plânsul bebelușului noaptea, spălatul zilnic, plimbările în orice vreme, hrănitul, toate acestea nu aduceau bucurie. Femeia era obișnuită să trăiască activ să meargă în excursii în alte orașe, să se întâlnească cu prietenele ei vechi la o sticlă de vin roșu, să studieze diferite practici de întinerire și menținerea corpului în formă. Iar acum era obligată să aibă grijă de un copil. Nemulțumirea față de schimbările din viața ei nu putea să nu se reflectă în atitudinea bunicii față de nepotul ei. Ceea ce o enerva cel mai mult era faptul că băiatul nu putea să învețe să spună ii buni, ci insista să o numească mamă ai găsit și tu o mamă. Eu sunt bunica ta. Îi explica ea din nou și din nou nepotului. Dacă mai spui încă o dată mamă, te pedepsesc. Te pun la colț în debara și vei sta acolo toată ziua. La grădiniță, Vlad era cel mai retras copil. Se juca mereu singur, așezat de o parte de ceilalți copii. Iar la serbări, când toți copiii cântau și dansau cu bucurie, el refuza întotdeauna să intre în cerc. Educatoarele o miustrau deseori pe bunica lui, spunând că trebuie să lucreze cu băiatul, să-l învețe poezii și cântece și să-l pregătească pentru școală. Dar ea doar dădea din mână. Lăsați-l în pace, spunea femeia. Este sănătos. A mâncat, a dormit, nu a lovit pe nimeni, nu a spart nimic. Atunci e bine. Bunica spera că, odată ce se vor stabili în Sacalin, părinții vor veni și vor lua băiatul. Dar cu fiecare an, speranța că fica ei își va aminti de fiul ei, lăsat la mii de kilometri distanță cu bunica, se micșora tot mai mult. Zana suna uneori. Dar aproape niciodată nu se interesa de viața fiului ei, lăsat la mii de kilometri distanță cu bunica. Iar într-o zi. Când Vlad a împlinit 10 ani, mama și tatăl său au venit în vizită. El și-a amintit acea întâlnire pentru toată viața. Mama și tatăl său au intrat în apartamentul în care băiatul locuia cu bunica, ca un vârtej. În casă a devenit imediat zgomotos. Agitația plină de emoție plutea în aer. Mama scotea dintr-o geantă mare cadouri și delicatese pentru bunică, carne de crab conservată, caviar roșu în borcănașe mici, câteva pachete de cafea și ceai japonez. Bunica era încântată de cosmeticele pe care îi le adusese ginerele. Le-am adus special pentru dumneavoastră. Sunt cosmetice corine naturale, nu veți găsi așa ceva la noi, a spus cu mândrie bărbatul. Folosiți-le și întineriți. Vlad privea cu interes borcanele și tuburile cu etichete complicate și hieroglife strâmbe, dar bunica i-a luat rapid cadourile și le-a pus în dulap. Ah, da, am uitat. Și-a amintit tatăl băiatului. Iar pentru tine, Vlad, uite, un dinte de urs. Localnicii spun că nu e unul obișnuit, ci unul magic. Cum așa? Îndeplinește dorințe? A întrebat Vlad uimit. Dacă îmi doresc ceva, se va îndeplini? Cine știe, a spus tatăl, dând din mână, și în câteva secunde l-a uitat pe băiat. Soacră, nu ai de gând să ne hrănești. De fapt, am zburat cu avionul jumătate de zi, iar apoi am venit la tine cu taxiul cu bagajele. Da, mamă, cum ai observat, vom avea un copil în curând, a spus Sanna, mângâindu-se demonstrativ pe burta deja rotunjită. Trebuie să mănânc bine, iar ultima dată a mâncat în aeroport. Toți s-au grăbit spre bucătărie, lăsându-le pe Vlad singur cu dintele de urs pe care îl învârtea în mână. Neavând o utilitate practică pentru acel obiect, băiatul l-a îndesat în sertarul biroului și a mers și el în bucătărie. Bunica s-a străduit din plin. Vlad nu mai văzuse de multă vreme atâta mâncare pe masă. De obicei, ia gătea terci la micul dejun supă la prânz și crem vârști la cină. Dar de data aceasta, pentru oaspeții dragi, a pus pe masă niște salate, îmbibate generos cu maioneză. A scos din cuptor un pui cu piele aurie și crocantă. A așezat într-un castron mare cartofi fierți, presărați cu mărar proaspăt. Și încă fructe portocale, mere, struguri. Pe masă a apărut o sticlă de vin și pahare frumoase. Privind această varietate, lui Vlad îi se părea că se află într-o altă lume, unde mereu va fi sărbătoare. Răscolind cu furculița în farfurie, băiatul își urmărea părinții, pe care îi vedea pentru prima dată. Nu știa nimic despre mama și tata, în afară de faptul că erau țigani numazi, șopârle nebune și fanatici fără adăpost, așa spunea bunica când se enerva pe fică și ginere. În imaginația sa copilărească, își imagina tatăl ca pe un țigan, iar mama ca pe un rozător pufos cu un nas lung. Dar, de fapt, părinții lui Vlad erau foarte simpatici. Tatăl, un bărbat înalt cu o barbă neagră, care îi dădea un aer misterios, iar mama, o blondă cu ochii albaștri, la fel ca ai lui Vlad, cu contururi negre sublinind marginea ploapei superioare. În timpul prânzului, între rude s-a înfiripat o conversație. Deci, V-ați hotărât în cele din urmă să deveniți o familie normală?" A întrebat bunica, ușor amețită. Noi deja suntem o familie normală, mamă, doar că nu am avut copii pentru că aveam mult de muncă și nu aveam locuință proprie. Ne-am chinuit prin cămine, iar în expediție am locuit în corturi." Cum să faci copii în astfel de condiții?" A răspuns Jeanne. Ei bine, e și mai bine așa." a încuvințat femeia. Cel puțin Vlad va fi mai vesel crescând alături de frate și părinți. Ea a înfipt un castravete murat în furculiță și a mușcat, fără să acorde atenție ginerelui și fiicei. Aceștia s-au privit uimiți. În cele din urmă, Jean ne-a pus furculița deoparte și s-a ridicat, apropiindu-se de fereastră. Dar am spus noi oare că Vlad va locui cu noi, mamă? A întrebat fiica. Păi cum altfel? Ați venit, acum luați-le cu voi. Acum e destul de mare, slavă Domnului, că l-am crescut. Deci sunteți nesimțiți, nu ați trimis niciodată un ban, dar acum gata, m-am săturat, a declarat bunica. Nu putem, a spus tatălui Vlad, vizibil încurcat. Ne va naște un bebeluș. Și ce dacă? s-a uitat la el bunica cu o privire tulburată de vin. Ambii sunt ai voștri, deci să-i creșteți împreună. Mamă, cum poți? Ne va fi foarte greu cu doi copii. A exclamat Jeanne. Îți poți imagina cum va fi ca soțul să fie mereu la muncă, iar eu cu bebelușul și încă și cu Vlad. Dar tu poți să-ți imaginezi cum mi-a fost mie singură cu el? La ce te gândeai când l-ai născut? i-a bunica bunica lui Vlad Ficei despre pasul ei imprudent de acum zece ani. Să ne calmăm și să gândim bine. Soțul Jeannei a încercat să împace mama și fica. Trebuie să gândim rațional. La cuvintele lui, bunica lui Vlad a reacționat instantaneu. Ridicându-se brusc de la masă, s-a plecat amenințător asupra salatelor și mâncărurilor fierbinți, sprijinindu-se cu mâinile de masă. Spune-mi, – Ginerică, când ai conceput-o pe Vlad cu Jeanne, ai gândit și atunci rațional. – Ți-aș spune acum cu ce anume ai gândit, dar e copilul de față. Privindu-le în ochi pe ginere, bunica a vorbit. – Înțelegeți, specificul muncii noastre nu ne permite un lux ca doi copii, a încercat să -i explice bărbatul soacrei, dar aceasta doar a fluturat mâinile în semn de respingere. – Specificul muncii nu îți permite atunci luați-le acum și duceți-le la orfelinat. Lăsați-l în grija statului, dacă nu puteți să-l creșteți voi în șivă. Ați încărcat pe mine copilul. L-ați aruncat, ca pe bălegar cu lopata. Dar eu nu voi lua pe sufletul meu un asemenea păcat. Luați-le! A strigat bunica lui Vlad, ușor amețită de alcool. Băiatul s-a micșorat cu totul la această ceartă. Lacrimile îi umpleau ochii. Oricât de nemiloasă ar fi fost bunica lui, să ajungă la orfelinat nu dorea deloc. Cu ochii în lacrimi, Vlada a ieșit în fugă din bucătărie și s-a încuiat în camera lui, plângând în pat, cu fața îngropată în pernă. După ce s-a descărcat plângând, băiatul a adormit, nici măcar nu și-a aranjat patul. Iar dimineața, ieșind din cameră, a văzut cum mama și tata se pregăteau să plece. Bunica îi privea cu buzele strânse, în timp ce aceștia își scoteau valizele în hol. Iartă-ne, mamă! Jean ne-a vrut să-și îmbrățișeze mama, dar aceasta s-a retras. Drum bun, a spus doar femeia. Vlad a stat multă vreme la fereastră, privind cum mama și tata urcă într-un taxi, cum mașina iese din curte și cotește după colțul blocului. În mâinții ne-a strâns un colț de urs. Singurul cadou pe care l-a primit de la mama și tata în toată viața sa. Niciodată nu a mai auzit nimic despre mama și tata. Știa că ei există și chiar că are un frate mai mic, dar nu le simțea prezența în viața lui. Iar când a terminat școala tehnică, bunica s-a îmbolnăvit brusc grav și, după două luni, a murit direct în spital. Abia după înmormântare. Vlad a aflat că bunica a chemat un notar în salonul de spital și a lăsat lui apartamentul, precum și economiile mici depuse într-un cont bancar. Acești bani i-au fost suficienți pentru a-și termina studiile fără să fie nevoit să trăiască în sărăcie. Bunica nu a putut să-și ierte fica, așa că nu i-a lăsat absolut nimic. Iar Vlad nu a putut să o anunțe pe Jeanne despre moartea mamei sale, pentru că, oricât a căutat... Nu a găsit nicăieri nici adresa, nici numărul de telefon al părinților săi. În acea seară, la restaurant, Vlad trebuia să se întâlnească cu iubita sa. O curta pe Victoria de șase luni. Dar fata frumoasă și de învoltă îl respingea constant pe băiat. Înțelegând că trebuie să facă un pas decisiv și să discute serios despre relația lor, Vlad a invitat-o pe Victoria la restaurant. Localul, unde în meniu erau feluri de mâncare foarte scumpe. După părerea băiatului, ar fi trebuit să o impresioneze pe Victoria și să confirme seriozitatea intențiilor sale. De altfel, nu doar aspectul atrăgător al fetei îl atrăgea pe Vlad. Tatăl ei era directorul firmei în care tânărul montator de sisteme de supraveghere și securitate lucra. Vlad credea că, aflând despre relația sa cu fica, angajatorul îl va promova imediat și îi va oferi un salariu mai mare. Dar victoria era inabordabilă. Uneori el chema ea însă și pe Vlad la plimbare, iar el, ca un cățel, alerga la întâlnire, dar adesea la mâna atunci când el o invita la el la acasă. Iar de data aceasta, Victoria nu a venit, deși Vlad rezervase o masă, anunțând-o în prealabil pe fată. Stând la bar, el bea, privindu-i cu dezamăgire pe oaspeții restaurantului, când în sală a apărut o fată frumoasă și subțirică, însoțită de un maestru de ceremonii. Vlad a fost atras de frumusețea fetei care s-a așezat la o masă. Observând-o, evalua nu doar atracția fizică a fetei, ci și statutul său posibil. Pare necăsătorită, iar părinții ei sunt probabil oameni înstăriți, gândea Vlad. A decis să acționeze, Deși nu se aștepta prea mult la bunăvoința fetei. Folosindu-și tot farmecul și carisma, a invitat-o pe Valentina la dans. Iar când barmanul i-a spus cine era tatăl fetei, Vlad a decis definitiv să continue relația cu ea. I-au trebuit zece minute pentru a fuci la magazinul de vis-a-vis -vis de restaurant și a cumpăra un buchet de flori. Băiatului i s-a părut că a reușit să o impresioneze pe Valentina, și nu a provocat un răspuns negativ din partea tatălui ei influent. Cunoștința și prima interacțiune au decurs foarte bine. Și Valentina a fost impresionată de blondul simpatic cu ochii albaștri. După ce a condus-o acasă după restaurant, băiatul a mai stat ceva timp în fața blocului, uitându-se în sus. Doar când a observat că la una dintre ferestre s-a aprins lumina, iar în cadrul ferestrei a apărut silueta subțirică a Valentinei, el i-a făcut semn cu mâna și a plecat. Valentina era o fată romantică, crescută cu povești emoționante despre iubirile celebre ale unor oameni cunoscuți. Această emoție le-a oferit inspirație pentru a crea operele lor cele mai bune, picturi, romanțe, poezii. După ce l-a cunoscut pe Vlad, Valentina a simțit că îi cresc aripi. I s-a trezit dorința de a crea. Fata s-a schimbat repede și s-a așezat în fața șevaletului, plund paleta și pensulele. A pictat un portret al lui Vlad din memorie, iar când afară se ivise zorii, s-a prăbușit fericit în pat. Telefonul Valentinei suna insistent, iar cunoscutul rinton umplea aerul din nou și din nou. Cu greu deschizând ochii, fata a întins mâna spre smartphone-ul ei. Valentina, încă dormi, fetița mea? A auzit vocea mamei. Eu și tatăl tău nu știm ce să mai credem. Totul e în regulă, mamă, am urmărit fata. Pregătește-te, Sergii va veni să te ia într-o oră. Bine. Singura casă era plictisitor, așa că Valentina a acceptat cu plăcere să meargă la părinți. Fata a făcut un duș și și-a pregătit o cafea, pentru a se trezi puțin. La ora stabilită, ea a ieșit din bloc, purtând blugi și un tricou de bumbac de culoare deschisă. În parcare, Valentina a observat mașina tatălui și pe Sergii, care imediat s-a grăbit să conducă mașina până în fața intrării. Valentina. Fata și-a auzit numele și s-a întors surprinsă. Pe o bancă, la intrarea în bloc, stătea Vlad cu un buchet mare de flori. Vlad s mirat Valentina. De ce ești aici? Am văzut cum ai plecat. Da, dar doar pentru ca dimineața nouă să înceapă pentru tine cu aceste flori, a spus Vlad, apropiindu-se de ea. Pe fața Valentinei a apărut un zâmbet fermecător. Era bucuroasă să-l vadă pe Vlad, dar nu se aștepta să se întâlnească atât de curând din nou, pentru că seară, la despărțire, nici măcar nu și-au schimbat numerele de telefon. Mulțumesc, a spus ea, primind buchetul din mâinile băiatului, iar dacă nu aș fi ieșit, ai fi rămas aici. Valentina a fost surprinsă de gestul lui Vlad și a fost impresionată. Da, a răspuns băiatul ușor și simplu, chiar dacă ar fi trebuit să te aștept multe, multe zile. Valentina s-a înroșit puțin, auzind aceste cuvinte, dar i-au făcut mare plăcere. Ascultă, acum trebuie să plec. Notează mi numărul de telefon. Poate că vom ieși la plimbare împreună? A sugerat fata. Vlad și-a scos telefonul mobil și a introdus numărul Valentinei. Sergei observă această scenă din salonul mașinii. În sufletul bărbatului creștea o antipatie față de băiatul căruia fiica stăpânului îi zâmbea atât de cald. Când Valentina s-a așezat în mașină, el a întrebat un prieten vechi sau o cunoștință nouă. Valentina a văzut ochii șoferului, care o priveau prin oglinda retrovizoare, și și-a întors privirea, spunând doar, oprirea la cofetăria de pe Lenin. Vreau să cumpăr niște eclere. Cum doriți, a răspuns Serghei, ieșind din curte. Valentina a intrat în casă, ținând într-o mână buchetul, iar în cealaltă o cutie cu prăjituri. Încă din copilărie, Adorai clerele, așa că Irina Nicolaevna nu s-a mirat deloc când fiica a pus cutia pe masă, dar nu s-a putut abține să întrebe de unde sunt florile. Sunt de la Vlad", a răspuns Valentina, zâmbind mamei. Oh, văd că a decis să te copăleșească cu flori. Pot să presupun că în curând va rămâne fără bani", a spus râzând Irina Nicolaevna, clătinând din cap. Dar sunt frumoase, într-adevăr." Valentina a pus buchetul într-o vază și s-a așezat la masă. Nu apucase să ia micul dejun, așa că acum, când se apropia deja de prânz, îi era foarte foame. Fata a desfăcut panglica de pe cutia cu prăjituri și a mușcat cu plăcere dintr-un ecler. O, ce deliciu! A exclamat ea, dându-și ochii peste cap. Ce pufos e! Vom lua prânzul în curând, nu-ți tăia pofta de mâncare, draga mea, i-a spus mama. Nimic nu-mi poate tăia pofta de mâncare, sunt atât de flămândă, mami. Aș mânca un elefant, a răspuns Valentina veselă. De ce un elefant? Tatăl tău a planificat să prăjească carne la grătar. E ziua lui liberă, a explicat Irina Nicolaevna, închizând cutia și punând prăjiturile în frigider. Unde e el, mama? Vreau să-l salut, a întrebat fata. Are un avocat. Ei discută deja de o oră în biroul tatălui tău, a spus mama. Atunci mă duc în curte. Vreau să mai văd odată jucăria mea, a zis Valentina, grăbindu-se afară pentru a admira din nou cadoul părinților. Fata a deschis mașina și s-a așezat pe scaunul șoferului, punând mâinile pe volan își imagina cum va merge cu audiul roșu la facultate și cum, împreună cu prietena ei din școală, Iulia, vor putea să facă plimbări prin oraș în weekend. Valentina l-a observat pe Serghei, care lustruia caroseria mașinii tatălui ei. S-a apropiat de el și l-a întrebat, mă înveți să conduc mașina. Dar să te înscrii la școala de șoferi, ca toată lumea, nu e o opțiune. A răspuns Serghei morocănos. De ce? Am deja permisul, a spus Valentina, fluturând în fața șoferului cardul cu fotografia ei. Ei bine, ce zici? Mă înveți. Bărbatul a pus cărpa deoparte și a privit-o atent pe Valentina. Nu-ți e frică? Nu, a răspuns ea zâmbind. O să mă spăl pe mâini și vin imediat, a spus el, strângându-și stensilele și îndepărtându-se. Valentina era într-o dispoziție excelentă. Cu o zi înainte nu avea nici mașină, nici un admirator drăguț ca Vlad, dar astăzi. Ea stătea la volanul unui Audi roșu și... Pe masa din casă se aflau trandafirii dăruiți de băiat. Puneți centura, i-a spus Serghei, așezându-se pe scaunul din față, lângă Valentina. Ea l-a privit pe bărbatul serios, care nu zâmbea deloc, și s-a gândit că a ales un profesor nepotrivit pentru ea. Dar, după o oră, Valentina și Serghei au ieșit pe șosea. Fata a pe pedala de accelerație, strigând cu entuziasm, ura. Conduc mașina mea. Iar șoferul tatălui ei doar zâmbea la fericirea ei naivă, aproape copilărească. Când a intrat în curtea casei, Valentina se simțea ca un adevărat șofer fata a frânat brusc în fața intrării și l-a privit pe Serghei. Mulțumesc că a spus ea zâmbind. Nu mulțum, a răspuns bărbatul. Și ai grijă dacă te hotărăști să conduci singură. Fata i-a dat lui Serghei cheile, ca el să parcheze mașina sub copertină, iar ea a intrat în casă. La intrare, s-a întâlnit cu tatăl ei. El îl conducea pe avocatul care se ocupa de afacerile familiei lor. Valentina îl cunoștea din copilărie, așa că l-a salutat bucuroasă pe bărbat. Cum vă mai merge, Lev Abramovici? L-a întrebat ea. Cum este sănătatea? Destul de bine, Valentina dragă, îți spun așa, fetițo. Trebuie să trăim măcar din curiozitate. Atunci dușmanii noștri nu vor aștepta niciodată procesiunea noastră funerară, a spus avocatul, aranjându-și pălăria. Valentina a zâmbit. Îi plăcea acest vreu rotofei, cu barbă grizonată. Modul său de a vorbi îi se părea foarte neobișnuit. Nu s-a mirat deloc că tatăl ei l-a invitat pe Lev Abramovici. Avocatul venea adesea în casa lor pentru a aranja diverse acte și pentru a clarifica întrebările apărute. Așa că nici de această dată, Valentina nu s-a întrebat de ce venise avocatul. Seara, Familia a petrecut-o în grădină, bucurându-se de un grătar delicios, pe care Victor Petrovici îl pregătise cu măiestrie și de o seară liniștită. A doua zi, Valentina a primit un telefon de la Vlad. Era bucuroasă de apelul lui și a acceptat cu plăcere să se întâlnească cu băiatul în oraș. Fata însă și nu îndrăznea să-și recunoască că acest băiat, apărut atât de neașteptat în viața ei, îi făcea inima să tresară. După o săptămână, întreaga familie s-a adunat la cină. Tati, îți amintești că mi-ai propus să merg în Italia? A întrebat brusc Valentina, tăind o bucată de peștele la cuptor. Desigur, fetițo, te-ai hotărât. Da, astăzi voi consulta ofertele agențiilor de turism, a spus Valentina, dând din cap. Sper că nu vei merge singură? ar fi plictisitor doar cu o prietenă, a întrebat-o Irina Nicolaevna. Se poate spune și așa, a răspuns Valentina intantă și a adăugat veselă, planific să mă distrez la maximum. Bravo, așa trebuie. Nu are rost să stai pe loc. Azi îți voi reîncărca cardul bancar. Poți să iei cu tine o prietenă și să nu vă refuzați nimic, a aprobat Victor Petrovici decizia fiicei sale de a călători. După cină, Valentina s-a așezat în fața laptopului, studiind ofertele agențiilor de turism. În mai puțin de o oră, a rezervat hotelul, a cumpărat biletele de avion și era gata pentru o aventură interesantă care o aștepta în viitorul apropiat. Nu avea nicio îndoială că va avea parte de o vacanță minunată. La două zile după aceea, Valentina și-a scos valiza pregătită din cameră. Șoferul o aștepta deja cu mama ei. Irina Nicolaevna se oferise să-și conducă fica la aeroport. Valentina nu zburase niciodată singură până acum. De obicei, călătorea împreună cu mama ei. Dar de două ori pe an, Victor Petrovici își rezerva o săptămână pentru a organiza o vacanță în familie. În timp ce aștepta ca mama să iasă din casă, Valentina privea cum șoferul îi așează bagajele pe bancheta din spate. Purta o rochie lungă și ușoară, cu umerii dezgoliți și tenis de vară, în care se simțea foarte confortabil. Serghei, ca de obicei, era serios și tăcut. Valentina arăta superb în acea rochie turcoaz, cu părul lăsat liber și ușor ondulat la vârfuri, iar acest lucru îl deranja pe șofer. Pentru cine s-a aranjat așa? pentru acel băiat chipeș, gândea el, deschizându-i ușa, ca Valentina să se poată așeza pe bancheta din spate. Când a ieșit din casă Irina Nicolaevna, au plecat cu toții spre aeroport. Înregistrarea pentru zbor fusese deja anunțată. Valentina scruta mulțimea de oameni din terminalul aeroportului. Și unde este prietena ta? A întrebat-o Irina Nicolaevna. Riști să ratezi înregistrarea. Mamă, vezi tu, nu e chiar o prietenă, a spus Valentina, evitând să o privească în ochi. Cum adică nu e prietenă? S-a mirat femeia. Nu înțeleg. Nu este Iulia? Atunci cine? Mama a bombardat-o pe Valentina cu întrebări, dar aceasta nu se grăbea să răspundă, uitându-se în mulțimea de oameni. Valentina, nu mă face să mă îngrijorez, a spus Irina Nicolaevna, vizibil neliniștită. Noi și tatăl tău nu îți punem întrebări, avem încredere de plin în tine. Dar acum totul îmi pare ciudat. Cu cine zbori? Ce prietenă! Femeia simțea că Valentina ascunde ceva și asta nu-i plăcea deloc. Deodată, fata a devenit vioaie și a început să fluture mâna cuiva de departe. Irina Nicolaevna i-a urmărit privirea și a văzut un băiat înalt, chipeș, cu părul blond, care venea spre ele cu un zâmbet larg, având o mică geantă de voiaș pe umăr. Vlad A strigat Valentina, ridicând mâna în aer. Cine e, fiica mea? A întrebat Irina Nicolaevna. Mamă, el este Vlad, îl ții minte. Cu el zbor la Roma, a spus Valentina ușor jenată, prezentându-le pe băiat mamei, dar aceasta a observat că ochii fiicei ei străluceau de bucurie și fericire. Încântat să ne revedem! Arătați minunat, a spus Vlad Irinei Nicolaevna. Îmi cer scuze pentru întârziere, taxiul a venit târziu. Mami, noi plecăm acum. Urează-ne o călătorie plăcută. A spus rapid Valentina. Stai puțin, draga mea. A încercat să oprească femeia, dar Valentina, după ce a sărutat-o pe obraz, se îndrepta deja hotărâtă spre ghișeul de înregistrare, alături de Vlad. Pa, mamă, a spus Valentina fără să se uite înapoi, fluturând mâna. Să spui că Irina Nicolaevna era surprinsă de comportamentul fiicei ei ar fi fost prea puțin. Femeia înțelegea că, la un moment dat, ea și Victor Petrovici vor trebui să accepte că fica lor vrea să fie independentă și autonomă. Să-și facă o relație cu un băiat, poate chiar să se mărite. Dar nu și-ar fi imaginat că Valentina ar putea face ceva atât de neașteptat. Pur și simplu a invitat un băiat pe care îl cunoștea doar de o săptămână să meargă cu ea în călătorie. După ce Valentina și Vlad au dispărut din vedere, femeia s-a îndreptat spre ieșire. În parcare o aștepta Serghei. Șoferul ștergea parbrizul. Acasă, Irina Nicolaevna? a întrebat el, ajutând-o pe femeie să se așeze pe bancheta din spate. Da, Serghei, a răspuns Irina Nicolaevna, privind pe geam. Ea se gândea cum va reacționa soțul ei la faptul că Fica lor a plecat în vacanță cu un băiat pe care abia îl cunoștea. În plus, Irina Nicolaevna înțelegea că strălucirea din ochii Valentinei, aspectul ei ușor tulburat și emoționat, indicau că fata se îndrăgostise. Ah, această primă iubire! Întotdeauna este cea mai intensă, puternică și strălucitoare, ca o explozie solară. Dar oare îi va aduce această relație fericire fiicei sale? Însă Valentina fericită nu se gândea la asta. Stând lângă Vlad în avion, ea simțea că acestea vor fi cele mai memorabile vacanțe din viața ei. Ideea de a-l invita pe Vlad în Italia i-a venit pe neașteptate. Într-una din serile în care se plimbau prin parc, Valentina simțea nevoia să facă ceva nebunesc, ceva ce nu făcuse niciodată. Lângă Vlad se simțea liberă, eliberată de influența părinților, ca și cum ar fi fost într-o altă lume, unde nu există convenții și nu trebuie să respecti bunele maniere. Dintr-o dată, ea i-a spus băiatului, ce-ar fi să mergem la Roma. Ținând în mână un cornet de înghețată, Valentina se uita la Vlad. În ochii fetei căreau scântei jucăușe, dar băiatul nu i-a împărtășit entuziasmul. Glumești! Eu nu am fost niciodată în străinătate, a zâmbit el ușor ironic. Ei bine, atunci va fi prima ta ocazie, a încercat Valentina să-l încurajeze, Nedumerită de ce Vlad nu părea încântat de propunerea ei. Eu am fost odată cu mama în Veneția. Dar i-am atârât tot timpul prin magazine și prezentări de modă, iar eu îmi doresc libertate, să merg unde vreau, fără grabă, doar să mă bucur de frumusețea acestei țări uimitoare. Valentina avea un aer atât de visător și entuziasmat, încât Vlad s-a oprit și nu s-a putut abține să o îmbrățișeze. Valentina, Uneori am impresia că suntem din lumii diferite, i-a spus el, privindu-i în ochi. Eu muncesc din greu, accept diferite joburi suplimentare doar pentru a supraviețui. Iar tu propui pur și simplu să ne urcăm într-un avion și să plecăm în altă țară, de parcă ar fi o simplă călătorie cu tramvaiul. Înțelegi? Valentina s-a pierdut. Nu se aștepta la o astfel de reacție din partea lui Vlad. Credea că el se va bucura și va susține ideea ei cu entuziasm. Dar ce-i așa de greu? E minunat să poți petrece câteva zile înconjurate de monumente arhitecturale impresionante, să te plimbi pe străzile unde au trăit și creat mari compozitori: Vivaldi, Monteverdi și Rossini, Mozartul italian. Valentina a reflectat. Se întâlneau de doar o săptămână dar ea nu simțise niciodată diferența socială dintre ea și Vlad. De fiecare dată când se întâlneau, el o aștepta cu flori, se îmbrăca decent, îi cumpăra înghețată și cafea. Băiatul nu dădea impresia unui sărăntoc care nu ar putea să-și răsfețe iubita cu mici bucurii. Și pentru Valentina, acest lucru nu era important deloc. Am găsit soluția. A exclamat fata bucuroasă îți voi face un cadou de ziua ta. Nu poți refuza un cadou. Ar fi nepoliticos. Valentina, ziua mea e la sfârșitul lui februarie. Vlad se uita la Valentina, care se încrunta în timp ce căuta noi argumente. Hai să nu mai discutăm despre asta. Fata a oftat și au continuat să se plimbe pe alee, printre oamenii care se relaxau în parc după o zi de muncă, printre cuplurile îndrăgostite, Mamele cu copii și bunicile cu nepoți. Dar în acea seară, când s-a întors acasă, Valentina i-a trimis lui Vlad un mesaj și câteva imagini cu peisaje luxoase din Roma. Am avut ziua de naștere acum o săptămână. Fă-mi un cadou și acceptă să mergem în Italia, i-a scris ea. Vlad a cedat. Valentina a așteptat cu nerăbdare ziua în care avionul va decola și îi va duce la aeroportul fiumicino. Și iată că ziua a sosit. Ea zbura alături de Vlad și anticipa cu bucurie cât de minunat vor petrece timpul împreună. Doar că Irina Nicolaevna nu-și găsea liniștea după aventura fiicei sale. După ce a ajuns acasă de la aeroport, ea se tot gândea cum îi va spune asta soțului ei. În cei 20 de ani de căsătorie nu avuseseră motive să fie nemulțumiți unul de celălalt. Irina Nicolaevna s-a ocupat cu mare atenție de educația fiicei lor, iar Victor Petrovici era mândru de Valentina. Uneori, soții aveau mici dispute, dar niciodată nu ridicau vocea unul la altul și nu se certau. Acum însă, femeia simțea că ar putea să experimenteze ce înseamnă să ai un soț supărat. Știa că Victor nu va fi încântat de escapada Valentinei. Și nu s-a înșelat. Aflând că fica lor a plecat în vacanță cu un băiat, Victor Petrovici a tăcut mult timp, apoi a spus: Cred că voi afla totul despre acest Vlad. Nu-mi place viteza cu care se mișcă lucrurile. Nu te grăbi să ai o atitudine negativă față de acest tânăr, a încercat să-l calmeze Irina Nicolaevna. Poate că este un om bun, și de ce nu s-ar putea îndrăgosti fica noastră? Exact, poate fi. Sper doar că a avut suficientă minte să se caseze în camere separate, a ca răspuns Victor Petrovici. Soția lui s-a gândit că această frază era complet lipsită de sens. Camere separate nu garantaseră niciodată că doi oameni nu vor ajunge în același pat. A doua zi, Victor Petrovici a primit de la șeful său de securitate toate informațiile despre Vlad. A venit acasă cu o dispoziție proastă. Irina Nicolaevna a observat asta imediat ce soțul ei a intrat în casă. Te felicit, dragă! Fica ta și-a găsit un partener minunat. A spus el ironic, dându-și jos sacoul, pe care soția l-a preluat imediat din mâinile lui. Educație, școală tehnică. Părinți, geologi. Nu se știe nimic despre ei. Crescut de bunică, care nu mai este în viață. Lucrează ca instalator de sisteme de securitate și supraveghere video. Dragă, din ceea ce povestești, nu văd nimic periculos pentru Valentina noastră, a zâmbit slab Irina Nicolaevna. Tu nu vezi. Eu, în schimb, visam ca ea să întâlnească un tânăr educat și de succes, care să-i asigure o viață bună Valentinei și care să nu aducă probleme în familia noastră, și-a exprimat opinia Victor Petrovici așezându-se la masa de prânz. Valentina este o fată delicată, nu se poate întreține singură. Creativitatea ei probabil nu va aduce niciodată venituri reale, așa că are nevoie de un bărbat care să câștige bine. Mi se pare că nu suntem într-o situație financiară precară, a spus soția, privindu-le atent pe Victor Petrovici. Valentina întotdeauna va putea conta pe noi, inclusiv financiar. Cel puțin așa credeam eu. Valentina, da, dar nu sunt de acord să întrețin și soțul ei, a spus ferm soțul. Și trebuie să înțelegi că nu sunt nemuritor, în cele din urmă. Cui voi preda conducerea companiei? Cui voi lăsa afacerea, când nu voi mai putea lucra? Victor Petrovici s-a gândit adânc, mestecând o bucată de carne pe care soția lui o pregătise pentru cină. În mintea lui s-a conturat un plan și când Irina Nicolaevna i-a servit ceaiul, el i-a spus, o voi mărita. Cum adică? Ce ai de gând să faci? Soția era uimită de cuvintele bărbatului. O voi mărita cu nepotul lui Lev Abramovici, avocatul nostru de familie. Simplu și direct, ca și cum ar fi vorbit despre vânzarea unei mașini sau achiziționarea unui alt apartament, a spus Victor Petrovici. De ce te uiți așa la mine? David este un băiat minunat, a studiat undeva în străinătate, provine dintr-o familie bună, părinții lui sunt oameni foarte respectabili, iar pe bunicul lui îl cunoști bine. Lev Abramovici nu doar că este un avocat excelent, dar și un om deștept. Se descurcă strălucit în cele mai complicate situații legale. Dar vorbim despre fica noastră, Vitia. Irina Nicolaevna era șocată de ceea ce auzea acum, în timp ce soțul ei sorbea ceaiul dintr-o ceașcă mică, cu o bordură aurie. Nu poți mărita o fată cu cineva pe care nu îl iubește. Nu e ca și cum ai da un câine în adopție sau un pisoi într-o familie bună. Sunt tată și e datoria mea să-i asigur un viitor bun fiicei mele, lucru de care m-am ocupat încă de la nașterea ei, a spus Victor Petrovici, fără să o privească pe soție. De îndată ce Valentina se întoarce din Roma, organizează o recepție acasă cu ocazia împlinirii celor 18 ani. Vitia. Ziua de naștere a Valentinei a trecut deja, a încercat Irina Nicolaevna să-și contrazică soțul. Și ce dacă? Eu vreau să o sărbătorim din nou. Bărbatul s-a ridicat de la masă, i-a mulțumit soției pentru cină, i-a sărutat obrazul și a plecat în biroul său. Irina Nicolaevna strângea masa, gândindu-se că liniștea, echilibrul și viața lor foarte prosperă ajunseseră la final. Era foarte îngrijorată de reacția Valentinei când aceasta va afla despre decizia tatălui ei. Dar când Valentina s-a întors din Italia, ambii părinți și-au dat seama că planul lui Victor Petrovici privind căsătoria fiicei nu va putea fi pus în aplicare. La aeroport, Valentina a fost așteptată de șoferul tatălui ei. Serghei. Băiatul scana mulțimea, încercând să o găsească pe fată în compania prietenei sale, Iulia. Era convins că fica stăpânului era în vacanță cu ea. Serghei obișnuia să le ducă împreună la cumpărături și la alte activități de fete. Dar când a văzut-o pe Valentina, fericită și zâmbitoare, alături de Vlad, ochii lui Serghei aproape că au ieșit din orbite. Deci asta era prietena cu care a plecat în vacanță a gândit el, simțind o puternică antipatie față de tânărul chipeș care o îmbrățișa pe Valentina. Salut! Ține valiza, i-a spus Valentina lui Serghei. Ce mai e nou acasă? Mergeau spre mașina parcată nu departe de intrarea în terminal. Totul e în regulă, a răspuns șoferul. Irina Nicolaevna și Victor Petrovici vă așteaptă acasă. După ce a pus valiza Valentinei în portbagaj, Serghei a deschis ușa mașinii, invitând o să se așeze. Fata a sărit în salon, iar Vlad a urmat-o. Serghei s-a încruntat, aruncând o privire aspră către băiat. El vine cu mine. A râs Valentina. Ce faci acolo? Stai ca o statuie. Dăi voie să urci în mașină. Ce mare paznic ești. Pe tot parcursul drumului, Serghei tot arunca priviri în oglinda retrovizoare. Valentina se cuibărise călduros lângă băiat, zâmbea și părea foarte fericită. Iar când mașina a intrat în curtea casei, i-a spus lui Vlad, hai să ieșim, le vom povesti totul părinților. Tatăl și mama au ieșit să o întâmpine pe Valentina. Victor Petrovici a aruncat o privire rece către băiat și a îmbrățișat fiica, notând în minte că arăta minunat. Mamă, tată, câte cadouri v-am adus! A început să turuie fata. Părinții priveau în tăcere de la Valentina la Vlad, așteptând ca fica lor să explice ce căuta acest tânăr în casa lor. Ah, da, noi cu Vlad ne iubim și am decis să ne căsătorim, a declarat Valentina, aruncând o privire sigură și mulțumită către mama și tatăl ei. Victor Petrovici tăcea, căutând cuvintele potrivite pentru a nu spune ceva nepotrivit fiicei sale. Serghei, dule pe tânărul acesta unde spune el, că a zis el în cele din urmă. În cele din urmă, Victor Petrovici s-a întors către șofer, care observase întâlnirea dintre fica sa și părinți. Iar tu, fata mea, calmează-te și intră în casă, vom discuta acolo. Tată! A încercat să protesteze Valentina, dar Vlad a oprit-o, clund o de mână. Valentina, cred că ar fi bine să merg mâine la muncă. Bine, de acord, a acceptat Valentina și, fără nicio reținere în fața părinților, l-a sărutat pe Vlad pe buze. Văzând ce se petrece sub ochii lor, Victor Petrovici și Irina Nicolaevna abia se abțineau să nu intervină. Valentina, care fusese mereu atât de ascultătoare și rațională, Părea să se fi transformat într-o rebelă, ca și cum cineva ar fi înlocuit-o. Ai stat prea mult la soare? A întrebat strict tatăl, după ce mașina cu Vlad a ieșit pe poartă. Ce e greșit, tată? A exclamat surprinsă Valentina. Nu-ți place, Vlad. De ce ar trebui să-mi placă? S-a revoltat Victor Petrovici. Tăticule, pur și simplu nu-l cunoști încă. Vlad este minunat și mă iubește foarte mult. ce atât de rău că am mers împreună în vacanță și am decis să devenim o familie. Spunând asta, Valentina s-a îndreptat spre casă. Dragul meu, te rog, nu te enerva, a spus Irina Nicolaevna, temându-se că între fică și soț va izbucni un scandal. Ah, ce frumos a fost la Roma, dar acasă e totuși mai bine, a spus Valentina cu entuziasm căzând într-un fotoliu mare din piele din sufragerie. Imaginați-vă, am locuit chiar în centrul orașului, pe via naționale, am petrecut zile întregi plimbândune, am fost la coloseum, la Panteon, am aruncat monede în Fontana di Trevi, iar Capela Sixtină e pur și simplu apogeul artei. Dacă ați fi văzut acele picturi murale de pe bolțile ei, pictate de Perugino, Botticelli, Michelangelo. Mulțumesc! Tăticule, pentru cele mai minunate vacanțe din viața mea! Valentina s-a uitat la tatăl ei, care părea complet lipsit de entuziasmul ei. De ce ești așa posomorât? L-a întrebat ea. Nu ești bucuros, tată? De ce ar trebui să fiu bucuros, te rog să-mi spui. Bărbatul s-a așezat pe canapea în fața ei și și-a fixat privirea fiicei sale poate pentru că ai plecat în vacanță în străinătate cu cineva necunoscut, fără să ne spui mie și mamei tale? Irina Nicolaevna și-a dat seama că va urma o discuție neplăcută și a decis să încerce să detensioneze situația. Vreți să beți ceva? Poate limonadă sau ceai? Tocmai am preparat unul cu mentă, a sugerat ea. Dar soțul ei i-a aruncat o privire atât de pătrunzătoare încât ea s-a grăbit să iasă din cameră sau poate vrei să mă bucur că ai adus în casă pe cineva necunoscut și că spui de la ușă că te vei mărita? A continuat Victor Petrovici, privindu și fica sever. Spune-mi, te rog, ce se întâmplă? Irina Nicolaevna a pus pe masă o tavă cu cești și un ceainic mic din porțelan, în care preparase un ceai aromat. Ea s-a așezat, observându-și soțul și fica. Tată, ce s-a întâmplat? Valentina era sincer surprinsă de nemulțumirea tatălui ei. Fica ta a crescut, s-a îndrăgostit și a decis că vrea să-și petreacă viața alături de omul pe care îl iubește mult. Victor Petrovici abia se abținea, simțind cum fierbe de indignare. Valentina se comporta într-un mod pe care nu-l permisese niciodată până acum. Bărbatul nici nu-și putea imagina că fica lui l-ar face să fie atât de nervos, să simtă dezamăgire să înțeleagă că nu avea de gând să țină cont de părerea lui. Ai doar 18 ani, nu ești încă capabilă să iei astfel de decizi, a spus Victor Petrovici, încercând să nu explodeze și să nu țipe la Valentina. Tată, ascultă-te, am deja 18 ani, am crescut, sunt adultă, îl convingea Valentina. Și tu nu-l cunoști deloc pe Vlad. Și ce ai făcut tu ca să-l cunosc? a continuat să se revolte tatăl. Un oarecare obraznic te-a invitat să dansezi într-un restaurant, ți-a dăruit un buchet de flori și tu ai decis deja că el este bărbatul care te va face fericită. El deja m-a făcut fericită și, indiferent ce spui, eu mă voi mărita cu el, a declarat Valentina. Victor Petrovici s-a ridicat de pe canapia și a început să meargă nervos prin sufragerie. Fetița mea, toate fetele se îndrăgostesc prima dată la un moment dat, a încercat Irina Nicolaevna să o facă să înțeleagă pe Valentina. Dar nu este un sentiment adevărat, e doar o simplă îndrăgostire, un miraj, înțelegi. Mamă, prima mea dragoste a fost în clasa întâi, când un elev mai mare m-a purtat pe umeri și eu fluturam un clopoțel cu o panglică roșie. El a fost prima mea iubire, dar Vlad este un sentiment real și puternic. Dar, draga mea, o familie nu se construiește doar pe sentimente, a încercat mama să explice fiicei sale unice, încercând să vorbească cât mai calm posibil. Pentru o familie, ai nevoie și de altceva, cum ar fi înțelegere, încredere, capacitatea de a asculta unul pe altul. Și bani, a întrerupt-o brusc Victor Petrovici. Spune-mi, poate Vlad să-ți ofere viața cu care ești obișnuită? Unde veți locui? ce veți mânca. Salariul lui întreg ar acoperi un singur drum al tău la salonul de înfrumusețare. Ce legătură au banii, tată? S-a încruntat Valentina. De ce totul trebuie măsurat în bani? Pentru că ești naivă, fetițo. Când nu veți avea bani, dragostea voastră se va transforma rapid în praf și tu vei fi prima care va veni la mine să te plângi că nu aveți ce mânca sau cu ce să vă îmbrăcați. Nu mai vorbesc de călătorii în străinătate și vacanțe decente. Victor Petrovici și-a îndreptat degetul către fica lui, încercând să-i transmită că Vlad nu era potrivit pentru ea și că nu avea de gând să întrețină soțul sărac al fiicei sale. Cuvintele tatălui au rănit-o profund pe Valentina. Ea stătea în fotoliu cu privirea în jos, neînțelegând de ce părinții ei nu voiau să-i accepte alegerea. Valentina s-a ridicat s-a apropiat de masă și și-a turnat ceai din ceainic. După ce a luat o gură din ceașcă, s-a întors către tatăl ei. – Știi, tată, am înțeles totul. – Îți promit că nu vei fi nevoit niciodată să-l întreți pe Vlad și nu vei mai trebui să mă întreți nici pe mine, a spus Valentina cuvintele clar și răspicat, despărțind fiecare silabă. – Vă mulțumesc, părinților, pentru tot! Și un mulțumesc special pentru înțelegere. Fata a ieșit din cameră, și-a luat valiza cu care se întorsese din Italia și a plecat din casă. Irina Nicolaevna a vrut să alerge după ea, dar soțul a oprit-o. Lasă-o, se va calma și va reveni singură, a spus el. Victor Petrovici și soția lui stăteau la fereastră, privind cum Valentina iese cu audiul ei roșu pe poartă. De ce ai fost atât de dur cu ea? L-a întrebat Irina Nicolaevna pe soț. Acesta nu i-a răspuns, doar a ieșit din cameră și s-a închis în biroul său. O lună mai târziu, au început cursurile la institut. Dimineața, Valentina se pregătea pentru ore. Fata și-a întins brânza topită pe o felie de pâine prăjită, a pus deasupra o rămurică de busuioc și era pe cale să muște din sandviș când din cameră s-a auzit vocea lui Vlad. Valentina. Unde e puloverul meu cu dunci? Era pe raftul de jos din dulap. Băiatul a apărut în cadrul ușii. L-am aruncat acum o săptămână, când făceam curățenie în dulap, a răspuns Valentina. Cum ai putut să-l arunci? Vlad era nedumerit. Era deja foarte vechi, nimeni nu mai poartă așa ceva. Ea a zâmbit ea. Și, oricum, e cald afară la ce ți-ar mai folosi? Dar, Valentina, chiar acum aveam nevoie de el. S-a enervat băiatul. Nu te supăra, dragule. Valentina s-a apropiat de Vlad și l-a îmbrățișat, privindu-le în ochi. Îți voi cumpăra un pulover nou, cadou pentru că ești cel mai minunat. Scuză-mă, pur și simplu mă simt cam nervos astăzi, a spus Vlad și a sărutat-o pe Valentina. Va trebui să plec pentru câteva zile. Unde? De ce? a întrebat surprinsă Valentina. Îți voi spune totul diseară, a răspuns evaziv Vlad și, sărutând o pe obraz, a plecat la muncă. Deja de o lună, Vlad și Valentina locuiau împreună în micului apartament, moștenit de la bunica. După ce plecase de acasă, în urma discuției neplăcute cu părinții, Valentina l-a sunat imediat pe iubitul ei și i-a spus că vine la el. Vlad a fost surprins, iar când Valentina a ajuns la apartamentul lui, a încercat să o convingă să nu facă prostii, să se întoarcă la părinți și să nu ia decizii pripite. Ce, nu vrei să fiu lângă tine? Nu vrei să fim împreună? a spus Valentina dezamăgită, așteptând o reacție cu totul diferită de la Vlad. Desigur că vreau să fii lângă mine, a ridicat umerii băiatul, dar nu ar trebui să te cerți cu părinții tăi. Dar eu nu m-am certat, doar mi-am exprimat poziția. Dacă ei nu vor să țină cont de mine, să trăiască singuri, a spus Valentina, îmbufnându-și buzele. Și, oricum, nu spuneai că vrei să te căsătorești cu mine. Ba da, spuneam. Ei bine, atunci iamă de nevastă a râs Valentina. A doua zi, și-au depus cererea la oficiul stării civile, iar două săptămâni mai târziu, s-au căsătorit fără nicio ceremonie festivă, fără invitați și fără restaurant. Tinerii căsătoriți au comandat doar o pizza și au cumpărat șampanie, sărbătorind căsătoria lor pe canapeaua din apartamentul care urma să devină cuibul lor familial. În acel moment, Valentina era fericită. Și chiar gândul că părinții ei nu erau lângă ea nu umbrea bucuria ei. Cel mai important era că Vlad devenise soțul ei, iar ea soția lui. În acea zi, pregătindu-se să meargă la cursuri, Valentina și-a condus soțul la muncă și ea însă și a coborât în curte, unde era parcată mașina ei. Fata a apăsat pe telecomanda alarmei și s-a așezat în mașină. A întors cheia în contact. Mașina a pornit dar pe panoul de bord s-a aprins un martor care o avertiza pe Valentina că benzina era aproape pe sfârșite. Bine, micuța mea, ne vom alimenta când ne vom întoarce. Acum trebuie să mă grăbesc. Nu ar fi bine să întârzi chiar în prima zi de cursuri, a gândit Valentina, adresându-se mental audiului ei roșu. Dar după cursuri, i-a sunat prietena ei, Iulia, și Valentina a uitat complet că trebuia să treacă pe la benzinărie. Și pentru Iulia era prima zi de facultate. Fata a fost admisă la facultatea de economie. Vara, plecase cu părinții în alt oraș să-și viziteze rudele. Valentina și prietena ei nu se mai văzuseră de mult timp. Astăzi, au stabilit să se întâlnească la o cafenea și să povestească. Nu-mi vine să cred, a exclamat Iulia, aflând ce schimbări au avut loc în viața prietenei ei în ultima lună. Ești cu adevărat nebună. Ai plecat de acasă, unde nu ți-a lipsit nimic, și ai ales să fii cu un băiat orfan, fără bani, fără mașină și fără toate acele lucruri care ne sunt atât de necesare în viață. Vlad nu e un orfan. Da, a fost crescut de bunica lui. Și ce e rău în asta! Are un loc de muncă. E un om foarte bun. Ne simțim grozav împreună. Ce altceva mi-ar trebui? A răspuns Valentina, sorbind din cafea. Nu știu. Cu frumusețea ta și cu un tată atât de influent, ai fi putut să găsești o partidă, să zicem. Mai de top a ridicat din umeri Iulia. Eu îl vreau doar pe Vlad. Îl iubesc foarte mult, a răspuns Valentina cu mândrie. Dar el? Te iubește? E pregătit să fac orice pentru tine? A întrebat Iulia, privindu-și prietena cu o oarecare curiozitate. Desigur că a răspuns Valentina, uitându-se pe fereastră și realizând că deja e dor de Vlad, deși nu-l văzuse doar de câteva ore. Sunt sigură că o să-ți placă de el când o să-l cunoști. Vom vedea. Un lucru e sigur: când îți intră ceva în cap, e imposibil să te facă cineva să te răzgândești, a răspuns Iulia zâmbind. Dar tu? Ce mai e nou? a întrebat Valentina, schimbând subiectul. Totul e în regulă. Știi, m-am angajat la un loc de muncă. Tu? De ce? a întrebat surprinsă Valentina. Părinții Iuliei nu erau atât de bogați ca tatăl Valentinei, dar nu i-refuzaseră niciodată nimic. Așa că Valentina a fost surprinsă să afle că Iulia studiază și lucrează în același timp. Am vrut să mă simt independentă, a răspuns Iulia. Unde te ai angajat? A continuat să întrebe Valentina. La un hotel de la periferie. Lucrez doar 3-4 ore pe zi, dar am mereu bani în buzunar, a spus Iulia. Bătându-se pe coapsă, acolo unde ar fi putut fi un buzunar plin cu bani. Ei, bine, tu chiar ești ceva, a spus Valentina, râzând. Prietenele au râs împreună. Valentina s-a uitat la ceas. Trebuie să plec. Trebuie să mai pregătesc ceva pentru cină. Fata a făcut semn chelnerului. Pot să plătesc cu cardul? Desigur, a răspuns băiatul întinzând un dispozitiv de citire a cardurilor. Apropiați-le! Încă zâmbind, Valentina a apropiat cardul de dispozitiv, dar acesta a piuit nemulțumit, indicând că nu sunt suficiente fonduri pentru a plăti cafeaua și prăjiturile pe care le comandase pentru ea și prietena ei. Aveți cumva numerar? A întrebat chelnerul, privind-o pe Valentina, care părea încurcată și surprinsă. Nu a răspuns ea încet. Eu o să plătesc, s-a grăbit Iulia să spună și a scos portofelul din geantă. Valentina s-a simțit jenată. Nu se gândise la bani. Tatăl ei îi alimenta cardul în mod regulat, iar dacă primea mesaje că fondurile se epuizau, îi trimitea imediat o sumă considerabilă. Dar acum nu mai avea bani pe cardul ei. După ce s-a despărțit de prietena ei, Valentina s-a îndreptat spre casă. Să treacă pe la benzinărie pentru a alimenta rezervorul era inutil. Oricum nu avea cu ce să plătească. Așa că acum Valentina se ruga cu voce tare mașinii ei să o ducă până acasă. Hai, micuțo, nu mă dezamăgi, șoptea ea. După ce a fiert niște macaroane cu crem vârști, Valentina l-a așteptat pe Vlad să vină de la muncă. Vlad s-a întors acasă părând tensionat, ca și cum avea ceva pe minte. Ce avem la cină? A întrebat el, frecându-și mâinile în așteptarea ceva delicios. Macaroane cu crem vârști. Neobișnuit. Nu erai tu cea care spunea că nu ar trebui să mâncăm așa ceva. A zâmbit el, privindu-și soția tânără, care punea cina în farfurii. Nu avem altceva, a răspuns Valentina, întinzându-i lui Vlad o furculiță și așezându-se la masă în fața lui. Am descoperit că nu mai am bani pe cart. Nici măcar nu am putut plăti cafeaua la cafenea. Vlad a privit-o cu atenție pe tânăra lui soție. Tatăl tău a decis să-și țină fiica rebelă pe dietă strictă? A zâmbit el ironic. Nu e nimic amuzant, s-a încruntat Valentina și mai trebuie să alimentez mașina și să cumpăr câteva lucruri, culori, a, hârtie. O să-mi dai bani, nu-i așa? Vlad și-a băgat imediat mâna în buzunarul pantalonilor, a scotocit și a scos câteva bannote. Asta e tot ce am la spus el. Mai e o săptămână până la salariu. Nu e mult, a oftat Valentina, dar a luat banii, gândindu-se că e mai bine decât nimic. Valentina îl privea pe soțul ei cum își înficea furculița în cremvurști, îi băga în gură și mesteca în tăcere, gândindu-se la ceva. S-a întâmplat ceva? L-a întrebat ea. De ce întrebi? Totul e bine. Nici măcar nu m-a întrebat cum a fost prima mea zi la facultate. Scuză-mă, sunt puțin nervos, i-a răspuns Vlad. Ai vreun motiv? S-a îngrijorat Valentina trebuie să plec pentru câteva zile, a spus Vlad, evitând să o privească în ochi. Doar câteva zile, pentru muncă. De ce? S-a întristat Valentina. Firma noastră are un proiect în alt oraș. E vorba doar de câteva zile de lucru, iar drumul durează patru ore, așa că nu are sens să facem naveta, a explicat Vlad, mestecând macaroanele cu cremvurști. Ne-au asigurat cazare acolo, Asta e situația. O să-mi fie dor de tine, a spus Valentina tristă. Abia ne-am căsătorit și deja mă lași singură. Nu-ți face griji, iubito, totul va fi bine. Zilele astea vor trece repede. Nici nu vei observa, ocupată cu facultatea, a spus Vlad încurajator. Spune mai bine cum a fost la tine. A fost bine. M-am întâlnit cu prietena mea, Iulia ți-am povestit despre ea, i-a spus Valentina. Am invitat-o la noi. Vreau să vă cunosc. Nu te deranjează, nu-i așa? Dacă ai invitat-o, înseamnă că ai invitat-o. E în regulă, a răspuns Vlad indiferent. Mă duc la culcare. Sunt foarte obosit. Valentina a pus vasele în chiuvetă, hotărând să le spele a doua zi. A făcut un duș, când a ieșit, Vlad dormea deja pe canapia, întors cu fața spre perete. Oftând adânc, Valentina s-a întins lângă el, gândindu-se că Vlad era foarte preocupat de plecarea lui din cauza muncii. În lipsa lui Vlad, Valentina avea mult timp liber. La începutul anului universitar, nu erau prea multe cursuri, iar pregătirea cinei acasă nu mai era necesară, așa că fata hoinărea fără scop pe străzi. Uitându-se în vitrinele magazinelor la manechinele îmbrăcate în haine frumoase. Nu-și mai cumpărase nimic nou de multă vreme. Salariul lui Vlad abia ajungea pentru a acoperi nevoile de bază. Iar tatăl ei părea că nu avea nicio intenție să o sprijine financiar. Valentina s-a oprit în fața magazinului preferat al mamei sale. Acolo se vindeau pălării, curele și genți lucrate manual erau produse exclusiviste. Irina Nicolaevna știa mereu când apăreau modele noi și interesante în magazin și venea neapărat să-și cumpere ceva special. Deodată, fata a simțit o atingere pe umăr. Valentina s-a întors și și-a văzut mama. Bună, Valentina! A spus femeia cu o ușoară înclinare a capului și cu un zâmbet trist. Mamă! Ce mă bucur să te văd! Fata s-a aruncat în brațele mamei ei. Mi-a fost atât de dor de tine. Ți-a fost dor? Puteai să vii să ne vizitezi. A spus Irina Nicolaevna cu un ușor reproș. Bine, hai să mergem să stăm undeva și să vorbim. Irina Nicolaevna era foarte bucuroasă să-și vadă fica, dar nu și-a exprimat emoțiile pe deplin. De când Valentina plecase de acasă, Victor Petrovici nu își găsea locul era furios și se descărca pe soție. Uneori devenea insuportabil, bombănea, se răstea sau se închidea în sine, comportându-se ca și cum nu și-ar fi dat seama că soția lui era lângă el. Mama și fiica s-au așezat la o masă într-o cafenea în aer liber, lângă parc. Ei bine, spune-mi, fiica mea, cum îți merge? A întrebat femeia, aducându-și ceașca mai aproape. Ești fericită? Desigur, mamă. Vlad e minunat. A început să povestească Valentina, clipind din gene. Totul e bine între noi, ne înțelegem perfect. Vlad mă iubește, mă răsfață cu flori și cadouri. Valentina îi spunea minciuni mamei sale, simțind miustrări de conștiință, dar nu voia ca ea să creadă că îi lipsea ceva în relația cu Vlad. Adevărat. A întrebat Irina Nicolaevna, ridicând o sprânceană. Și ce cadou ți-a făcut ultima dată? Văd că porți aceiași blugi pe care i-am adus anul trecut din Anglia. Valentina a simțit un ton ușor ironic în vocea mamei, dar a făcut tot posibilul să pară că nu l-a observat. Un inel, uite, a spus fata, întinzând mâna și arătându-i mamei un inel de aur simplu, pe care îl cumpărase ea însă și ca Vlad să îl poată pune pe deget la oficiul stării civile. E simpatic că a aprobat mama, observând că inelul era pe degetul inelar. Nu ai de gând să te întorci acasă? Valentina și-a plecat capul, uitându-se la ceașca ei de cafea. Nu, nu cât timp tata nu-l acceptă pe soțul meu, a răspuns ea, ridicându-și nesigur privirea spre mama sa. Ei bine, dacă e așa, Mă tem că asta nu se va întâmpla niciodată, a spus Irina Nicolaevna, strângând buzele. Bine, fica mea, trebuie să plec. Sună-mă dacă ai nevoie de ceva. Dacă pot, te voi ajuta. Mama și fica s-au sărutat la despărțire. Valentina a privit cu tristețe cum Irina Nicolaevna se urcă în mașină, adusă la cafenea de șoferul Serghei. Au mai trecut șase luni. Valentina se simțea din ce în ce mai singură și inutilă. Vlad lipsea mereu de acasă, motivând că are foarte mult de lucru și că ia și joburi suplimentare. Cu toate acestea, banii nu erau mai mulți. Valentina nu-și mai putea permite să-și cumpere nici măcar materialele necesare pentru desen. Ba chiar a renunțat să mai conducă audiul ei roșu, pentru că pur și simplu nu avea banii să alimenteze rezervorul. Să ști. Poate și-a găsit pe altcineva? A sugerat odată Iulia, când s-au întâlnit din nou. Sinceră să fiu, mi se pare că soțul tău nu duce lipsă de atenție din partea femeilor. Cum poți spune așa ceva? S-a supărat Valentina. Vlad doar se străduiește pentru noi, de asta se agită atât de mult. Valentinei nu i-a plăcut să audă așa ceva de la prietena ei, dar, ca să fiu sinceră, ea însă și se gândise deja la asta de mai multe ori. Vlad părea tot timpul departe, absent, și ea nu mai simțea tandrețea lui. Dar de fiecare dată își alunga aceste gânduri triste, convinându-se că era ceva temporar și că, în curând, totul va reveni la normal. Însă, într-o zi, Vlad s-a întors acasă mai abătut ca niciodată. Valentina a simțit imediat că s-a întâmplat ceva va trebui să vând apartamentul, i-a spus soțul ei. La uzul acestor cuvinte, Valentina a rămas fără cuvinte. Îi era deja greu să trăiască așa cum erau, iar acum Vlad îi spunea că vor ajunge pe stradă. Și unde vom locui? A întrebat ea uluită. O să închiriem ceva, o garsonieră sau o cameră într-un cămin. Vedem după aia, a spus Vlad, oftând. Vlad răspunse evaziv. Nu înțeleg de ce trebuie să vinzi apartamentul? Întrebă Valentina, ridicând mâinile în aer. Am probleme despre care nu-ți pot spune încă, explică soțul. Am nevoie de bani, mulți bani, și nu am de unde să iau. Recunoașterea aceasta o lăsă pe Valentina fără cuvinte. Ea credea că între ea și Vlad nu ar trebui să existe secrete, dar el... Văzând cum s-a schimbat expresia feței soției sale, Vlad încercă să o liniștească. Valentina, totul va fi bine. Doar trebuie să mai avem puțină răbdare, îi spuse el Valentinei. Ce poate fi mai bine? Mașina mi-a stă nefolosită de o lună, căci nu am bani de benzină. Nu-mi pot permite să-mi cumpăr vopsele și pensule de calitate, mă folosesc de niște ieftinități, se plânse Valentina niciodată nu ți-am promis munți de aur. Mor mai Vlad printre dinți. Așa se spune, voi, fetele crescute de tați bogați, nu puteți înțelege cum trăiesc oamenii obișnuiți. Vlad ești din bucătărie, unde avusese loc această discuție neplăcută, iar Valentina rămase la masă, încercând să se calmeze. Era prima lor ceartă și Valentina se simțea foarte rănită. Înghițind lacrimile, se îndreptă spre chiuvetă, își puse mânușile de cauciuc și începuse să spele vasele. Nu avea cui să se plângă de viața ei de familie tristă, în afară de prietena ei. Așa că, a doua zi, o invită pe Iulia la ea acasă. Simțind că ceva nu era în regulă cu vocea Valentinei, Iulia o întrebă dacă totul era bine. Iar când Valentina i-a spus că are necazuri, Iulia răspunse imediat cu încurajare. Vin la tine pe la patru, imediat după cursuri. Să aduc ceva? Poate puțin vin? Adu, răsuflă ușurată Valentina. Își dorea de mult timp să se relaxeze, să-și deschidă sufletul. Și să vorbească pur și simplu ca între prieteni cu Iulia, de la care nu avea rost să-și ascundă problemele. Prietena sună la ușă la ora patru, așa cum promisese. Iată-mă! Zângia, întinzând mâinile în care ținea două sticle de vin și o cutie de bomboane. Ne distrăm, prietenă? Intră, o invită Valentina. Iulia deschise sticla de vin cu naturalețe și desfăcu cutia de bomboane. Valentina așeză pe masă niște pahare dintr-un simplu sticlă albastră. O, ce vintage! exclamă Iulia. Au rămas de la bunica lui Vlad. Văd că aici totul e de la bunica. Prietena privi în jur bucătăria cu o mobilă modestă. Da, nu se compară cu casa părinților tăi. Valentina îi aruncă o privire supărată, iar Iulia se grăbi să schimbe subiectul. Spune-mi, prieteno, ce s-a întâmplat? Întrebă ea, turnând vin în pahare. Totul s-a adunat. Vlad a devenit parcă un străin și în curând o să ajungem pe stradă, începu să povestească Valentina. Vorbea și tot vorbea, fără să-și dea seama cum se descarcă de tot ce acumulase în suflet în timpul vieții cu Vlad. Iulia o asculta în tăcere, turnând vin în pahare de fiecare dată când acestea se goleau. Prietenele erau de mult timp, dar Iulia nu și-ar fi imaginat niciodată că Valentina îi se va plânge vreodată de lipsa banilor, de necesitatea de a închiria un colț de cameră și de lipsa de atenție din partea bărbatului pe care îl iubea. Înțelegi, deja lenjeria mea intimă, îmi este rușine să spun, a devenit oribilă și nu am bani să-mi cumpăr alta nouă. Nu credeam că există salarii atât de mici încât doi oameni să nu-și poată permite să trăiască, îi spunea ea Iuliei. Ești sigură că salariul lui Vlad este chiar atât de mic? Se încruntă Iulia ce vrei să spui? Nu înțelese Valentina aluzia. Spune-mi, el îți dă toată salariul în ziua de plată? O întrebă Iulia. Nu, mergem împreună la cumpărături. Sau Vlad cumpără ceva când se întoarce de la muncă. Dacă îi cer și are, îmi dă puțin bani, dar niciodată nu mi-a dat tot salariul, i-a povestit Valentina Iuliei. Ce era de demonstrat? Ridică Iulia degetul arătător. Mă gândesc care pe altcineva. Și-și cheltuie banii pe altă femeie. Nu poate fi adevărat, dădu din cap Valentina, simțind că deja este destul de biată. Vlad nu poate face asta. Mă iubește. Ha! Te iubește. Vocea Iuliei era, de asemenea, biată, iar limba ei se împleticea el doar își gâdilă vanitatea. Cum să nu? A cucerit fica unui om de afaceri cunoscut, care a plecat de la părinți pentru el, care a renunțat la tot pentru el, iar el, nu te cred. Oricum ar fi, Vlad nu e așa. Se încruntă Valentina. Iulia luă câteva guri de vin din pahar și se uită direct în ochii prietenei sale. Bine, nu am vrut să-ți spun mă gândeam că toți bărbații sunt la fel, nu contează cu cine. Dar... În fine, l-am văzut pe Vlad cu o altă femeie, anunță Iulia cu limba împleticindu-se. Nu poate fi adevărat, îi flutură Valentina mâinile în față prietenei sale. Te-ai înșelat. Și unde l-ai văzut? La hotelul unde lucrez, răspunse Iulia. Femeia era mai în vârstă decât el, asta e clar dar încă era atrăgătoare. O îmbrățișa cu tandrețe și îi șoptea ceva la ureche. L-am recunoscut imediat, dar nu am vrut să-ți spun. M-am gândit atunci, cine știe, poate că se distrează cu o doamnă în camera de hotel. Poate că tu nu ești suficientă. Tfu, ce scârbă! Izbucni Valentina. Îți spun, femeia aceea este de două ori mai în vârstă decât el, da, da. Dădu din cap Iulia. Așa se întâmplă, prieteno. Nu poate fi adevărat. Valentina simți că o să vomite. Un not de greață îi urcă în gât când își imagină soțul ei în pat cu o altă femeie într-un hotel. Valentina, nu ți-aș fi spus niciodată dacă Iulia își termina vinul din pahar, luând mici înghițituri iar Valentina aștepta nerăbdătoare să audă ce altceva va mai spune prietena ei. Spune deja. O grăbia pe Iulia, când aceasta puse paharul gol pe masă. Dacă nu ar fi venit din nou cu acea femeie. Încheie Iulia propoziția începută. Fetele tăceau. Vinul se terminase, la fel și cuvintele pe care le-ar fi putut spune una alteia. În cele din urmă, Valentina parcă înviase. Știu ce să fac, spuse ea hotărâtă. Vrei să-l urmărești? O întrebă prietena. Nu, am o idee mai bună. Poți să mă angajezi la hotelul în care lucrezi? A, am înțeles. Ai decis să-l prinzi în flagrant delict, ghici Iulia. Și acest gând o amuză. Spune-mi, poți o rugă Valentina din nou. Probabil. Nu știu sigur, dar la hotelul nostru întotdeauna lipsește personalul. Ești sigură? Sunt sigură. Te rog, încearcă. Valentina își împreună mâinile, implorând-o pe Iulia să o ajute. Bine, o să-l întreb pe administrator, în cuvință prietena. Nici nu terminase de vorbit, când se auz zgomotul ușii deschizându-se. Vlad se întorsese. Valentina decise să nu facă vreo greșeală, deși ardea de nerăbdare să-i spună soțului totul în față. Vroia să se convingă personal. Fetele din înalta societate s-au decis să se îmbete până la refuz, observă Vlad, văzând că prietena Valentinei era beată. Mai este ceva de mâncare. Fierbe niște colțunași, sunt în congelator, răspunse Valentina. Eu cred că o să plec. Iulia se ridică de la masă și, clătinându-se puțin, se îndreptă spre hol. Nevrând să stea pe aceeași bucătărie cu un soț infidel, Valentina plecă în cameră și se prăbuși pe canapea. Într-un minut a dormi, fără să se dezbrace. Iulia își ținu promisiunea. Deja de o lună, Valentina lucra partime la un hotel de la marginea orașului. Aici se opreau în principal cei care călătoreau în tranzit. Oaspeți decenți erau puțini, dar administratorul cerea ca camerele să fie curate și lenjeria schimbată la timp. Valentina se simțea obosită. Pentru ea, această muncă era neobișnuită, dar se bucura că primea salariul săptămânal și că avea niște bani în portofel numai că pe soțul ei nu l-a întâlnit niciodată în acel hotel. Începuse deja să se gândească că Iulie îi se păruse. Prietena văzuse de câteva ori pe Vlad și ar fi putut creși. Dar într-o zi el a apărut. Valentina aștepta administratorul în holul hotelului pentru a primi salariul pe săptămână. Deja și-a pus la loc echipamentul și s-a schimbat în hainele sale, renunțând la uniforma pe care o primeau femeile de serviciu. Fata stătea pe o mică canapea și răsfoia o revistă, când soțul ei s-a apropiat de recepție. O îmbrățișa pe o femeie, îmbrăcată într-un frumos palton albastru și pantofi cu toc înalt. Era subțire, cu picioare lungi, cu părul lung și creț, care îi cădea pe umeri. Doar că fața femeii Valentina nu o văzuse, soția soțului stătea cu spatele la ea. Luând cheile de la administrator, Vlad și femeia s-au îndreptat spre lift. În sufletul Valentinei, totul clocotea de furie. Iulia avea dreptate. Vlad o înșela pe Valentina cu altă femeie și cheltuia toți banii pe ea. Primul impuls a fost să alerge și să smulgă părul acelei ticăloase. Valentina s-a abținut cu greu. Așteptă până când administratorul o chemă pentru a-i da banii, apoi o întrebă. În ce cameră s-au cazat aceștia? De ce te interesează dintr-o dată? Opri suspicios femeia de la recepție. Doar așa, pe etajul meu sunt câteva camere libere, așa că mă gândeam. Ai ghicit. Aceștia vor fi clienții tăi, dădu din cap administratorul. S-au cazat în camera 305. Valentina reflectă, îndepărtându-se de la recepție. Apoi a luat o decizie și s-a îndreptat spre lift. Apropiindu-se de ușa cu numărul 305, a încercat să nu facă zgomot. Fata s-a oprit, uitându-se în jur, să nu fie văzută de cineva, și și-a lipit urechea de ușă. Din interior se auzeau voci joase și un râs ușor de femeie. Valentina abia se abținea să nu lovească ușa cu piciorul și să nu intre în cameră. Fata și-a luat o gură mare de aer în plămâni și a expirat încet, în porții mici. Valentina întotdeauna făcea așa pentru a se calma când era nervoasă. Ea apăsă ușor pe clanța ușii și, făcând câțiva pași, se trezi chiar în fața soțului ei și amantei lui. Valentina Vlad ridică sprâncenele surprins. Ce faci aici?" Mi-a venit să văd cu cine îți petreci timpul minunat." Povestindu-mi basme despre munca suplimentară și cât de ocupat ești la serviciu, spuse Valentina cu sarcasm. Privirea fetei se îndreptă spre femeie. Părea să aibă în jur de 45 de ani. Sigură pe ea, cu un machiaj strident și o coafură evident făcută la un salon, ea o privia pe Valentina calm. Valentina cu greu se abținea să nu se năpustească asupra buclelor rivalei. Îți voi explica totul spuse Vlad încurcat. Nu te obosi. Poate că sunt o fată răsfățată de părinți, dar nu sunt proastă, spuse Valentina cu greu reținându-și lacrimile. Și văd că te atrag bătrânele. Se spune că e la mod acum. Ea se apropie de Vlad și îl privi direct în ochi, apoi îi aplică o palmă zdravănă. Vlad își duse mâna la obrazul înroșit de lovitura soției iar Valentina se întoarse și ieși rapid din cameră. Mergând pe coridor, abia își stăpânea plânsul. Iar când ajunse în apartamentul în care locuiau împreună, izbucni în lacrimi cu toată puterea. Valentina scoase valiza din debara și, în isterie, începu să arunce în ea lucrurile ei. Nu mai putea să rămână alături de un soț care o înșela regulat cu vreo femeie oarecare. Valentina era deja gata să închidă valiza și să plece. Să plece departe, când Vlad intră în apartament. În spatele lui stătea aceeași femeie. Valentina, așteaptă, îți voi explica totul, îi spuse soțul. Ești chiar nerușinat. Ai adus la noi acasă pe această femeie și mai vrei să vorbești ceva cu mine. Se indignă Valentina ești și mai lipsit de scrupule decât credeam. Nu este așa, Valentina. Doar ascultă-mă, o rugă Vlad să se oprească, dar Valentina deja trăgea valiza spre hol. Vlad, hotărât să o oprească, îi bloca drumul spre ușa de la intrare. Lasă-mă să plec, ceru Valentina. Apartamentul este liber, acum poți să nu te mai cheltuiești pe plata unei camere de hotel. Distracție plăcută cu femeia ta pe vechiul nostru divan scrâșnitor. Ea deja voia să-l împingă pe Vlad și să plece din casă, dar dintr-o dată se întoarse către femeia care urmărea tăcută întreaga scenă. Și tu, să știi că foarte curând te va schimba pe altcineva, pe o altă femeie ieftină ca tine. Nu o numi așa, Valentina. Vlad o prinse de mână pe soția lui. Este mama mea. Cuvintele lui o paralizară pe Valentina, gândindu-se că poate nu a auzit bine. Am vrut să-ți spun totul, dar ai aflat înainte să vină momentul potrivit, spuse Vlad agitat. Nu sunt vinovat cu nimic în fața ta, Valentina. Pur și simplu nu voiam să-ți spun până când totul nu era rezolvat. Este adevărat, ea este mama mea și o cheamă Janna Igorevna dar mi-ai spus că te-a abandonat când erai mic și că nu a mai fost interesată de viața ta, Valentina se uită uimită la femeia care stătea în fața ei. Da, așa este. Dar viața, Valentina, este o treabă complicată. Oamenii fac deseori greșeli. Și trebuie să găsim puterea să iertăm și să-i ajutăm în momentele dificile, spuse Vlad. Lasă-mă să-ți povestesc totul. Eu și mama îți vom spune totul, acum că așa s-au întâmplat lucrurile. Doar că trebuie să fac un telefon. Vlad o luă de mână pe Valentina și o conduse în cameră. O așeză pe canapia, iar Jeanne Igorevna îi oferise un scaun vechi. Băiatul ieși din cameră cu telefonul în mână, iar când se întoarse, se așeză lângă soția lui și începu să povestească. Într-o zi m-a sunat cineva de pe un număr necunoscut. Știi că nu-mi place să răspund dacă numărul nu este identificat. Dar de data asta am apăsat butonul verde. În receptor am auzit o voce de femeie necunoscută. Era agitată. La început nu am înțeles despre cine vorbea. Femeia mă ruga să o ajut pe mama. Spunea că este pe moarte, că este foarte rău. Nu am crezut. Am spus că mama mea este bine, că are o familie frumoasă. Un soț și un fiu adolescent, că ei doi, adică mama și tatăl meu, câștigă bine și nu au nevoie de ajutor. Dar femeia mi-a spus că lucrurile nu stau așa cum credeam eu. La început am vrut să închid telefonul și să nu mai ascult. Cine știe cine sună? Acum sunt atâția escroci, ca noroiul după o ploaie de toamnă. Dar apoi am ascultat-o. Femeia spunea că mama mea este în pericol și că trebuie neapărat să zbor la Sahalin. Vlad și-a luat câteva zile libere pe cont propriu și și-a cumpărat bilete cu ultimii bani. După ce a ajuns, a găsit adresa dată de femeia necunoscută. Era un mic magazin alimentar. Mă numesc Maria Feodorovna, sunt proprietară acestui magazin", i-a explicat femeia care l-a întâmpinat pe Vlad mă bucur că ai găsit o modalitate de a veni, pentru că mama ta este la limită. Maria Feodorovna l-a invitat în camera din spate, a fiert apă într-un ceainic electric și a turnat ceai în cană. Femeia a deschis frigiderul și a pus în fața lui Vlad o farfurie cu câteva sandvișuri, înțelegând că băiatul era flămând după drum, iar ea s-a așezat în fața lui. Nu înțeleg. Ultima dată când i-am văzut pe mama și tata, erau fericiți complet împliniți. Dar asta a fost cu mult timp în urmă. Înțeleg. Jeanna mi-a povestit istoria ei și, crede-mă, regretă profund că nu te-a crescut și educat, că te-a lăsat cu bunica ta când erai mic. Dar așa a fost destinul ei, răspunse Maria Feodorovna. Cum ați cunoscut-o? Lucrați împreună sau locuiți aproape? Întrebă băiatul. Vlad, Mama ta nu mai lucrează de mult timp și locuiește. În fine, bea ceaiul, vei vedea singur curând. În esență, tatăl tău și-a găsit o altă femeie aici. Se pare că Janna nu a putut suporta asta. A început să bea și bea din greu. Apoi a fost dat afară de la muncă. Și apoi soțul ei, adică tatăl tău, i-a retras drepturile părintești asupra fiului lor comun, fratele tău, și a dat-o afară din casă. Jeanne a început să se plimbe pe la cunoștințe, dar puțini sunt cei care doresc să adăpostească pentru mult timp un străin, mai ales pe cineva care bea mult și nu lucrează. Într-o zi am găsit-o pe Jeanne în fața magazinului meu. Mi-a cerut bani. Nu i-am dat, dar i-am oferit să spele podelele în magazin și să curețe urnele din fața intrării, să desăpezească iarna. Nu pot plăti mult, de cele mai multe ori i-am dat produse alimentare, dar i-am oferit și puțin bani. La început totul era bine, dar apoi Jeanne a început să vină beată la muncă, să se certe cu clienții și să ceară băutură de la vânzători. Vlad asculta povestea Mariei Feodorovna și nu putea să creadă că vorbește despre mama lui, pe care o ținea minte ca o femeie tânără și frumoasă. A terminat ceaiul și i-a mulțumit proprietarei magazinului. Hai să mergem!" i-a spus ea. După câteva minute, se aflau într-un cămin. Era vechi, multe ferestre nu aveau geamuri, iar ușa de la intrare atârna pe o singură balamă. Urcând la etajul 3, Maria Feodorovna a deschis ușa unei camere. Un miros neplăcut a lovit nările lui Vlad, iar intrând înăuntru, era pe punctul de a-și pierde darul vorbirii. Pe jos, pe cârpe vechi zăceau câțiva oameni, bărbați și femei. Peste tot erau împrăștiate sticle goale. Aici este mama ta, a indicat Maria Feodorovna cu mâna spre una dintre femeile întinse pe cârpe. Vlad nu-și credea ochilor. A făcut câțiva pași, încercând să nu calce în murdărie și vărsături. S-a plecat, privindu-i fața femei. Ea și-a deschis ochii și mormăia ceva. Mamă! Întrebă băiatul. Ești tu? Valentina era în stare de șoc după ce a ascultat povestea soțului ei. Se pare că el nu plecase în nicio delegație, ci a zburat la Sahalin pentru a-și găsi mama. Nu-ți poți imagina ce groază am simțit când am recunoscut în acea femeie murdară și biată pe mama mea, spuse băiatul trist. Și cu siguranță nu-ți poți imagina cât de mult mi-a luat să o aduc aici. Din fericire, Maria Feodorovna a fost o persoană foarte bună și empatică. M-a ajutat foarte mult. Dar de ce nu mi-ai spus totul de la început? Am fi găsit împreună o soluție la această problemă, spuse Valentina ridicând mâinile. Crezi că pentru Vlad a fost ușor să-și aducă în apartament o femeie de căzută, alcoolică, și să o pună lângă tânăra și frumoasa lui soție? Zâmb trist Janna Igorevna, intrând în conversație. Da, mă temeam că nu mă vei înțelege, că nu vei putea să mă înțelegi. Ai crescut în confort, într-o casă frumoasă, murmură Vlad. Prostule drag, șopti Valentina și el privi cu tandrețe pe soțul ei. Și ce s-a întâmplat după aceea? Vlad m-a adus aici și m-a cazat într-un hotel, apoi m-a internat într-o clinică pentru a mă trata de alcoolism. Fiul meu mi-a povestit mereu despre tine, cât de bună soție ești, cum ai ales să fii alături de el și ai plecat de acasă. Mi-a povestit tot, dar nu îndrăznea să ne prezinte. Și el înțeleg, Valentina, îi spuse Janna Igorevna în urorii sale. Uneori o luam pe mama de la clinică și închiriam o cameră la hotel, continuă Vlad. Vorbeam mult, discutam, visam cum totul se va aranja și va reveni la normal iar de curând am decis să mă adresez tatălui tău. Tatălui meu? Întrebă Valentina surprinsă. Da, despărțirea este dureroasă nu doar pentru copii, ci și pentru părinți. Acum înțeleg asta clar. Așa că m-am dus la el și am spus totul despre mama mea. Ști, tatăl tău s-a dovedit a fi un adevărat bărbat. Vlad nu reuși să termine ce avea de spus, deoarece sună cineva la ușă. Băiatul merse să deschidă, iar când se întoarse, în cameră intrară Irina Nicolaevna și Victor Petrovici. Mamă! Tată! exclamă Valentina. De unde sunteți aici? Vom vorbi despre toate mai târziu, spuse Victor Petrovici îmbrățișându-și fica. Acum vreau să spun doar un lucru. Vlad al tău este de admirat. Nu te-ai înșelat în alegerea bărbatului. Acum sunt sigur că nu te va abandona niciodată și că întotdeauna va avea grijă de tine. Iată, bărbatul întinse tinerilor niște chei. Nu are rost să vă înghesuiți în acest apartament vechi, zâmb tatăl Valentinei. Mutați-vă în apartamentul nostru din centru, este suficient loc pentru toți, iar noi ne vom muta la țară. Și vă aștept pe toți la grătar în weekend. Vlad lua cheile din mâna socrului, iar Valentina doar se strânse mai tare în brațele tatălui ei. Se simțea din nou cea mai fericită și iubită persoană din lume.